Love, love, love. Love, love, love. Astăzi avem podcast cu gust. Fac și o carte. Dragii mei, astăzi vine la noi bărbatul care a fost votat de 7 ori cel mai sexy din România. Cred că și eu am fost votat, dar n-au fost niște clasamente oficiale. Neoficiale. Da. Astăzi alături de noi este Generalii România, o companie cu o istorie de aproape 200 de ani în țara noastră și care aniversează anul acesta 30 de ani de la revenirea în România. Povestea lor începe în 1993, în același an în care am debutat și eu pe ecran, și acesta nu este singurul nostru numitor comun. Împărtășim aceleași valori și principii. Printre valorile Generalii România vreau să enumăr încrederea, profesionalismul, calitatea serviciilor, deschiderea și transparența, empatia față de client și, nu în ultimul rând, consultanța. Generalii România nefiind doar un simplu furnizor de servicii de asigurare, ci și un partener pe viață. All you need is love. Ne-am asigurat de dragoste, ne-am asigurat de toate cele necesare primirii oaspetului nostru și, vă rog frumos, nu vă depărtați de laptop, de telefon, de televizor, de ce vreți voi, pentru că vine Mircea Radu. All you need is love. Ala. Bam 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 bam. Și refrenul stă așa. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Bună ziua! Salut, Mâna! Și bine ați venit la podcast! Și bine v-am găsit! Doamne și domnilor, în sfârșit, bine ați venit la o emisiune sănătoasă pentru toate gusturile! Povești cu gust! Ce podcast, mă, că eu aici sunt în Graceland! Graceland este după poartă, îți dai seama că ai venit la tărâmul făgăduinței. Meniul să vi-l citesc, măi. Salam de biscuiți, păstrăv în sare, mâncare de praz cu măsline, măi, măi. Peste tot numai stele. De sus până. Asta, lasă-mă să ghicesc. Asta este chitara basa lui Paul McCartney. Da. Prima. Prima. Da, da, da. Exact, înțeles. Mai așa a luat una un pic mai mare. Ah, domnul Jim Kelly, minunat. Here comes the sun. Here comes the sun. And I said, it's alright. Pentru început o să vă întreb ce vreți de băut astăzi la podcast. Avem ceai, cafea, apă, vin. Ceai negru. Ceai negru. Ceai negru, da. Ok. Și un paracetamol, că sunt foarte răcit. Ok, se rezolvă. Okay. În cazul ăsta, haideți după mine. Hai că vin. O să vă plimb un pic prin Academie, pe unde țin elevii cursurile. Minunat, minunat ce se întâmplă aici. Ați făcut un lucru extraordinar. Nu pot să cred. Asta e traseul, ce să facem. Ați avut un arhitect interesant. Da. Gaudi. All you need is love. All you need is love. Acum am venit la cineva aici. Hai, vino în clasă și ce îmi prăzișez. El este The Fab Four, într-unul singur. Salut, te pup! Dragoste! Orică, te pup, te îmbrățișez. Salut! Hola a todos! Salut! Eu unde stau? Acolo? Aici? Ici Radio Vacans. Noi ici Radio Vacans. Uite-mă, The Fab Four! 1, 2, 3, 4! The Fab Four aici, peste tot sunt Fab Four. All you need is love. Bă, dar ce poți, ai? All you need is love. Love, love, love. Love is all you need. Ia loc, ia loc. Ia loc, ia loc. All you need is love. Yeah. All you need is love. Love.
love is all I need. Pam, pam. Ha, Doamne, Dumnezeule. Atât de puțin timp avem cu Mircea. O zi, doar o zi stăm cu el. Ce este o zi pentru viața cuiva? Aproape nimic. Aproape. Mai ales când ești aici lângă Horia. Aho, aho, că fiți și vreați. Stați fugiți și număr... Nu? Eu de fiecare dată când cânt aceste versuri trebuie să mă concentrez, altfel nu merge. Ia. Deci fii atent. Toată lumea! All you need is love. Love is all I need. 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 Toată lumea e... Și love. Love, love. Bine, bine, bine. Stai puțin că nu mi-am... Mi-am luat vocea de soacră. Love. Măi, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, mă. Sunteți minunați. Sunteți minunați. Minunați, mă. Eu am cerut fiicei tale un paracetamol. Un paracetamol. Da. Da, 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 da. Un paracetamol. Ai venit foarte bine pentru că eram chiar la... Stai, că spun acum. Eram la... nu la brownie, nu la plăcinta cu brânză curdă. Așa. Eram la... Stai că spun acum. N-am auzit, deci de asta ești mai tare decât mine. Eram la fusilii colorate cu nouci parmezan. Minunat. Cartea am scris-o acum câțiva, nu mai țin minte cum se fac fusilii cu parmezan și nu știu ce, dar nu e greu. Odată ce le-ai făcut, dragul meu. Și la e cam mersul pe bicicletă. Și la paste valabil. Asta cu odată ce ai făcut-o. Nu știu, oricum, sunteți invitați odată când veniți în piatra. Când veniți în piatra, fiată. Tu, Alice, și cu toți copiii tăi, sunteți invitați la noi să fac cele mai bune paste. Sunt cel mai bun, pur și simplu, sunt cel mai bun la paste din lume. Asta ce era? Iubire, ne-a invitat Radu cu Mircea, mama. Apropo, nevastă mea, când am plecat de acasă, i-am zis, vezi că azi mă întâlnesc cu Mircea Radu. Și mi-a spus ceea ce nu mi-a spus la niciun invitat pe care l-am avut la podcast. Așa. Mi-a zis așa, să-l săruți pe gură. Acum, era vorba de gura humorului, care e lângă... am uitat așa la ea, zic, e sigură? Da, da. Și am plecat. Am plecat cu inima îndoită, cu puțin nedumerit. Nu trebuie să ai niciun fel de inimă îndoită. Lămuresc eu orice de lămurit. Lămurești, da? Fii atent. Începutul anilor 90, o mega petrecere. Noi eram la o gașcă de la radio. Toți iubeam muzica și aveam despre ce să discutăm. Și am fost la o petrecere. Așa. Undeva pe Barbu Văcărescu. Așa. Și pe la miezul nopții am ieșit pe balcon să fumez. Așa. Pe vremea fumam. Așa. Repet, nu știu, era miezul nopții înainte, puțin după, nu era contează. Întunecat era întunecat afară. E vară. Pe balcon era o fată, singură, privea în gol. Pe sub noi trecea un tramvai care se retrăgea la depoul Vatra Luminoasă, în spate Bucureștiul clipocea așa din lumini. Și m-am uitat la fata aia și am spus, băi, ăsta este cel mai frumos profil de femeie pe care l-am văzut. Ea era Alice, soția ta. Nu întrerupem aici podcastul nostru. Deși. O să cântăm piesa O fată singură noapte cu iluzii de șarte. Incredibil. Da. Nu mi-a povestit nimeni despre Vatra Luminoasă. Cât de luminoasă era vatra. Asta îți povestesc eu. Paracetamolul. Și... Asta era, dă-mi coace, să rămânem. Să rămânem șuțurile. Vreau să spun că dacă te-am îmbrățișat și mi-ai dat... Nu, dacă îmi dai răcelat să știi dacă iau, o să port cu dragoste. Mai mult decât atât, o să trec pe stradă, o să fac așa... Au răcit, nu! Nu am răcit!
E de la Mircea Radu. Iar lucrurile... A, și eu vreau! Și eu vreau! Așa, contagios cum suntem. Dragul meu, am o prezentare pentru tine pe care n-ai avut-o în viața viețișoarelor tale. Sunt convins. Atenție! S-a născut pe 15 noiembrie 1968 la București. Primele jucării cu care s-a jucat au fost o maimuță pe nume Tamba și un ursuleț de pluș pe nume Tache. Nimeni nu știa cum i-a botezat, pentru că atunci când erai tu mic, dragul meu, invitatul nostru nu știa pe nimeni cu numele ăsta. Este absolvent de inginerie a instalațiilor în București și a fost ales de 7 ori. 7 ani la rândul cel mai sexy bărbat din România. Eu eram pe muntele Athos pe vremea respectivă, deci nu am putut să intru în... Era doar singur ca nebunul... Numai tu puteai să vii pe muntele Athos în perioada aia. Eu eram Athos, Porthos și Aramis și D'Artagnan, da. Are o livadă de invidiat, plină de mere, pere, gutui și cireș. Face pâine în casă de ani de zile și prima lui iubită s-a numit Suzan. Dar el o alinta Suzy. Dragii mei, el este Mircea Radu. Suzy 4 este în legătură directă cu noi. Bună seara, Suzy 4! Nu, e Suzy 5, scuzate! I love is alive. Da. Deci asta vreau să spun că motivația asta am mai spus-o și o repet pentru a nu știu câte oară, pentru că este adevărul adevărat. Eu fac acest podcast pentru că numai așa pot să ajung la rădăcinile tale, la rădăcinile unui prieten de-al meu. Cunosc, ăstea nu le-am știut până acum. Săptămâna asta căutam, da. Andreea m-a ajutat de fiecare dată, căutam și zâmbeam. Bă, ăsta e Mircea. Bă, ăsta e Mircea pe care îl cunosc eu. Știi tu, sigur. Și acum, ca și reflexie, așa puțin, gândește-te cât de puțin discutăm noi, pentru că eu nu știam nimic din toate amănuntele astea, în special în ultima perioadă, dar și în perioada în care noi eram împreună, atât la TVR cât și la antenă. Da, Horia, pentru că noi, când am fost împreună și în relația, niciodată nu s-a modificat. A fost de... Pentru că până la urmă despre asta e o prietenie. Să nu vorbești cu omul 5 ani, 10 ani. Da, da. Și după aia să-l suni, să-i spui un banc și ăla să râdă în hohote, da, 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 da. Și să bei un espresso cu el în picioare, în 5 minute ați terminat, dar să simți căldura aia. Despre asta e prietenia. Nu trebuie să stau bot în bot cu nimeni în fiecare zi ca să -mi fie prieten. Nu. Absolut deloc. Și da, e adevărat că atunci când eram în antenă, eu eram mai mult pe drumuri. Tu știi că emisiunea, da, Din Dragoste a fost o emisie itinerantă și am avut 9 ani de zile viață de șofer de tir. Doamne, am stat 9 foarte, ani de da, zile. Am stat foarte... Bașca, stăteam, locuiam aproape unul de altul. Eu stăteam pe calea Călărașilor și tu în spate acolo, nu? Nu? Bravo, pe lângă discoteca Why Not. Sau clubul, da, 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 pe bravo. Matei Voivod. Voivod. Acolo, da, 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 acolo da, da, ai stat tu prima. Da, primul meu apartament acolo. Când tu, exact, când făceai tu. Da, exact, și da, bravo. Da, bun. Dar se întâmpla să... Da, mă, dar ai avut... Auzi, da, spune-mi o chestie, că acum a venit în minte lucrul ăsta. Atunci, pe vremea aia cu Lazarov, nu ți-a dat un spor de izolare? Iartă-mă, dar acum, dacă eu te-aș lua... Mircea, vino la mine să-ți facem o emisie. Ce înseamnă emisia asta? Înseamnă să ne plimbăm ca nebunii prin țară. Ok. Plus că, nu că se adaugă, era atunci solitar, dar în momentul de față, având familie, îmi pare rău, nu pot să fac chestia asta pentru că am familie. Nu pot să stau 9 ani pe drumuri, iar când mă întorc acasă... Da. Auzi, dar ăștia... cât a crescut? Da, da. Ăștia... Da, ăștia da. Sunt... Ai mei? Da, așa, tocmai mă întorc dintr-un proiect de genul ăsta. Am fost 2 luni jumate în 10 țări din Europa. Și tu, trebuie neapărat să vă spun o chestie. Horia, acum 1 lună jumate, zice, hai, dragul meu, vino la mine la podcast, hai de telefon, uite, poi mâine, e bine? Și zic, nicio problemă, Horia, sigur că da. Și m-am dus în spate la un mannequin pis și a făcut poză, zic, vezi unde sunt, deci n-am cum să fiu pe mine. În fine, da, uite, asta cred că e soarta mea, să mă tot duc pe drumuri, dar mă și
mă și întorc și întotdeauna mă întorc și de-abia aștept să plec de la tine cumva, pentru că mă duc să mă întâlnesc cu ai mei. Astăzi te întâlnești cu ai tăi? Da, bineînțeles. Insieme! Bun! Bine! O să încep cu un citat de la tine. Pâinea e mai mult decât regina mâncărurilor. E mama. Da. Deci dacă aude cineva această declarație, uită de cură și de carbohidrat s-a dus. Pâinea e mama. Pâinea înseamnă dragoste. În rugăciunea Tatăl nostru, formula cu care se intră în vorbă cu Dumnezeu, lista cu rugăminții e deschisă de pâine. De nimic altceva. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. După pâine vine iertarea, respectul suprem al lui Dumnezeu față de om. E că nu se face judecata pe stomacul gol. Iubire? Nu stomacul gol, nu se face judecata pe stomacul gol. Nu se face judecata pe stomacul gol. Pe stomacul gol. Mulțumesc, iubita mea. Dumnezeule. Să rămână, Andreea, mulțumesc. Deci, vreau să spun că ăsta a fost premiat la Salonul Internațional Automoto. Velo Sport. Da. Lipsește pâine, da. Da, corect. S-a dus după pâine. Nu, dar nici nu. Auzi, crezi că îmi zice, știu că tu da? Ai o chestie pe care tu ai niște elemente de astea neaușe, care îmi plac foarte frumos, foarte, foarte mult. Și anume, tu când iei pâinea, o rupe așa da? Și dai. Și mirosul ăla este, cred că este ceva arhaic, este... Se duce până în creier, vorba lui Chiuri Pascu, fie iertat, se duce până în creierul occipital. Mirosul ăla este, te îmbată, te îmbărbătează, îți dă poftă de viață, dincolo de poftă de mâncare. Mirosul pâinii, abia scoase din cuptor și rupte, nu se compară cu nimic altceva. Vrei să facem parfum? Măi, nu. Că n-avem... Nu, pentru că am fost astăzi. Zi. Am fost acum vreo lună și ceva la Muzeul Parfumurilor în Paris. Așa. Ai. Bine. M-am scurat Luca. Nu vreau să mai plece de acolo. Am momit-o cu o pereche de pantofi. Înțelegi că altfel mai nu se dădea dusă, știi? Este ceva senzațional. Să mergeți. Tu cu fetele și cu Alice să mergeți neapărat. Să știi că n-am fost niciodată la muzeul ăsta. Nu, tu poți să-ți faci treabă, că nu, noi bărbații nu înțelegem în amănunt. Chestia asta cu parfumeria, crezi că nu? Băi, nu știu, nu ca ele, mă. Nu ca ele. Nu ca ele, nu ca ele. Mie-mi plac toate de aici, dar surpriza mea cea mare, în ultima parte a vieții mele, m-am apucat de aceste lucruri. De smochină. De smochină. Ah, da, ok. Și smochinele le mănânc efectiv cu coajul cu tot. Mm. Deci nu mai țin cont. Cu coajul cu tot. Dar ce ne mai trebuie pe masă? Da. Ne trebuie să umplem niște pahare cu puțin. Și niște ceai, dacă se poate. Rară neagră. Asta e un vin foarte bun. Rară neagră. Ai, 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 ce bun e. Rară neagră. Da, ok. Rară neagră. Știi cum face cu răceala? Știi că era o vorbă. Știi aia, vorba aia? Nu. No. Ce ia ca cu mâna. Nu știi asta? Da. Dragul meu, să din trec. Suflet îți spun bine ai venit. Mulțumesc, te îmbrățișez și te iubesc. Să trăiești. La mulți ani. Și a venit puțină pâine. Bun, să-l mâna, mulțumesc. N-o lăsați pe azi pe mâine. A venit aseară mama. Dragul meu, pe parcursul întâlnirii noastre îți voi strecura câteva tentații românești, anume piese, pentru că tu te avânzi prin Europa și de fiecare dată când întâlnești un român acolo, dincolo de faptul că te recunoaște, domnul Mircea Bagma, iar tu îl poți da pe spate cu o piesă.
îi spui refrenul și ești al lui pentru totdeauna. Dacă nu, bineînțeles, nu ai reușit să fii până atunci al lui. Așa, 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 yes. Deci al lui pentru totdeauna. Deci e foarte important să știi că aceste piese au fost selectate de un jur internațional iubitor de România și eu cred că înainte să guști din produsele noastre, îți spun un singur lucru. Dragă Mircea Radu, mă bucur că drumurile noastre s-au intersectat! E mai liric chestia. Nu te stresa. Okay. Tot ce-a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți la rând povară, clipa despărțirii. Mircea, n-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată. Ce anume? N-am să-ți cer iubirea. Te rog, insistă, fără probleme. N-am să bat la porți închise iară. Ce anume? Nu-ți feri privirea. Dragul meu, deloc. 1, 2, 3. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Bravo! Wow! Bravo! 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 Acum, iartă-mă, nu te mai deranjez. Nu te mai deranjez cu nimic. Vreau să gust doar asta. Îmi pare foarte rău că ți-o iau înainte. Aha! Aha! Deci, pentru mine, ia stai puțin, ia să vedem pe asta. Pentru mine, aia ce? Mm. Mm. Ăstea ce sunt? Mm. Astea sunt niște cârnăciori bavarezi. Locul unde s-au inventat blugi. Eu stau cu un om la masă care știe mult mai bine, multe despre Europa decât știu eu. Este? Este? Este că acolo s-au inventat blugii? Da! Blugii! Băi, vreau să spun că este momentul ăla în care spune-mi, te rog frumos, hai să ne vedem la un restaurant, haide! Și mergem la restaurant și ne simțim bine și zice, și exact același lucru. Bine, aici am pus câteva camere, ignorele. Sunt doar de fațadă. Ah, sunt niște camere aici? Auzi, în timp ce mâncam, știi când, mi-am adus aminte, știi când am mâncat noi ultima dată, Horia? Nu cred că ți-aduci aminte ba, asta. Da, cum să nu, fii atent. Cred că era în 2002 sau 2003, da. Eram în Casa Eliad și era... era Paștele și lumea venea de la biserică, mă, bravo, mă, băi. Bravo, și era o cântare la Casa Elia, și venise Ducu Berții, și venise Ștefan Bănică, și era lume full, și noi stăteam la o masă, cum era acolo, era o masă lungă așa, și a venit cineva cu un mega cozonac, nu știu cine, nu mi-aduc aminte. Mă, și mi-aduc aminte de imaginea asta. Noi doi stăteam chiar așa, da. Și rupeam din cozonacul ăla cu mâna și mâncam și într-o altă mână aveam un pahar de vin roșu și băgam în noi cozonac și mi-am vin. Aia, asta, acum 20 years ago. Da, da. Da. Între timp, Leluț te-a dus sus. Leluț, da. Da. Teo Peter s-a dus sus. Da, drăguțul. Chiar și Teo în seara. Da, de-aia și Teo în seara. Da. Eu vreau să spun că eu am găsit o poză. Ia zi. Așa că... Show it to me. Așa cum este un quartet Athos, Porthos, Aramis și D'Artagnan, explică-mi cine este aici. O, Dumnezeule, da, da. Fuf. Cel de sus stânga este bunicul meu. Este bunicul meu pe care nu l-am cunoscut și nici mama nu l-a cunoscut, pentru că avea un an când s-a prăpădit, a murit pe front. Avea 22 de ani. Pe front? Da, a murit pe front, a murit împușcat. Din dreapta, acolo sus dreapta, este tata, chiar când s-a căsătorit cu mama, este ziua de 11 februarie 1964,
culmea este că în 11 februarie 1964 a fost și prima apariție a trupei Beatles la exact, Ed Sullivan Show. Exact. Da. Se leagă lucrurile. Jos stânga sunt eu pe scările casei mele din Vatra Luminoasă, purtând un hanorac la cost și sub acea. Așa? Ce aveai în mână? Asta nu ți-a văzut mâna în poză. Cred că aveam nimic. Un Uzi, aveam și o grenadă. Da, exact. Așa și cel de lângă este iubitul meu, fiul meu, Tudor, zis Dudu sau Duduțu. Dudu, da. Care acum e mai mare. Acum, știi cum e? Duduțul, dacă poza aia, dacă o măresc, adică nu dacă o măresc, dacă lărgesc cadrul, nu, dacă lărgesc cadrul, era și sorța lângă el și făcea așa. Cred că o am pe aici, uite, cred că o... Băi, senzațional. Da. Nu, trebuie să mă dai pentru că Elena o cheamă pe ea. Clara Elena, da. Clara are acum 6 ani, Tudor 12. 6 ani și un pic. Nu, 6 ani și un pic are Clara și Tudor are 10 ani și un pic. 10 ani și un pic. 10 ani și un pic. Da. Născut în 2013. De Sfinții Petru și Pavel. Spune-mi dacă se înțeleg Tudor cu Clara, se înțeleg bine. Da, sigur, se iubesc foarte mult. Tudor este extrem, extrem de protector față de sora lui mai mică. Dar atunci când vin colegii de clasă la noi acasă, se dă macho, evident. Nu mai bagă în seamă. E prea mic, e fată. Discut. Gașca este prioritară. Închide ușa. Okay. Și se duce Clara să o cești la Raluca și o întreabă, auzi, dar de ce el se poartă așa? Și atunci Raluca începe să explice cum e cu băieții. Întotdeauna când începe să explice cum e cu băieții, eu ies din cameră pentru că n-ai niciun sens să aflu. Vreau să-mi spun un singur lucru, pentru că tu ești acum cu un an înaintea mea. Da. Tudor are 10 ani. Da. Și Toma? Toma al meu are 9 ani și rugămintea noastră următoarea. A mea e mai mare. Nu. Mina e mai mică. Mina e mai mare decât tine. Mina e mai mare, știu. Aha, știu. Ăstea două mari s-au dus. Uh-huh. Își fac viața lor. Dar ăștia mici încă stau sub egida părinților. Exact. Generic vorbind. Zi-mi despre Tudor, tati. Am întâlnit o fată la școală? A existat propoziția asta? Nu. Dacă nu întâlnești vreo fată la școală, nu mai vii acasă! Așa ai spus, așa? Nu. Dar a existat întrebarea asta din partea mea? Dudu. E? Am văzut-o pe fată. Fata este colegă cu tine? Într-un spre școală. Și se îmbracă frumos. Mm-hmm. Și cum o cheamă? Dar intră în vorbă cu ea. Bine, hai că lasă-mă. Acum... Dar când sunt sigur că atunci când va avea nevoie, va veni la influencer. Și moi. La influencer, înțelegi? Noi am avut un eveniment nefericit în familie. Atunci când eram mic, ziceam că mă gândeam de ce Dumnezeu a luat-o pe mama. Da. Și după aceea am văzut undeva scris că Dumnezeu ia la el pe cei buni. Și pentru mine a fost, păi stai puțin, dar de ce nu mi-a lăsat o mie, să știi? Da. Pentru mine, lipsa mamei, și cred că a fost și în cazul tău, ne-a forțat să fim mai incisivi, mai ambițioși, mai perseverenți. Cum a fost la tine? În primul rând trebuie să îți spun că eu aveam 26 de ani. La mine a fost o dezmembrare. Am știut că după momentul ăla eu voi fi toată viața un handicapat. Eu voi avea un handicap. Pentru că așa este. Nefericirea a fost ca după 2-3 ani, după ce s-a dus mama, să se ducă și bunica mea. Mama mamei. Erau persoanele cu care eu mă înțelegeam dincolo de cuvinte. Asta nu e un clișeu.
există să te înțelegi cu cineva doar din privire, să anticipezi ce spune și mai ales ce simte cel care este în fața ta. E, și pe mine loviturile astea, pe mine aproape că m-au transformat într-o umbră. Pentru că eu nu am fost eu o lungă perioadă de timp. În momentul în care ți se ia tot ce iubeai și tot sprijinul pe care îl aveai și pierzi rațiunea de a fi, niciodată nu mi-a trecut prin cap vreo prostie. Pierzi rațiunea de a mai înțelege. Adică de ce să mă ocup eu cu lumea asta când de fapt dacă ăsta este rezultatul, nu sunt interesat de ea. Sigur că cu timpul, era să zic că mi-am revenit, nu cred că din așa ceva ați revii vreodată, dar am învățat să trăiesc cu ce am. În plus de asta a venit familia mea, au venit copiii. Da. Apropo, Horia, tu ai remarcat chestiunea asta, că în momentul în care, înainte de a avea copii, da, auzeai oameni povestindu-ți despre copiilor, scăindu-te oarecum. Ai spus un cuvânt pe care eu am vrut să-l evit, dar când auzeam chestia asta, sincer, ori mă uitam în altă parte, da. Ori gândurile mele erau în altă parte. Știi de ce? De fapt, știi de ce? Vreau să te întreb pe tine dacă și tu simțeai la fel. Băi, pur și simplu, în tine, ca nepărinte încă, nu există acea dragoste care numai Dumnezeu știe, care apare în momentul în care ai copii. Pur și simplu, eu asta am simțit, că ceva a crescut în mine în momentul în care i-am avut eu pe ăștia doi ai mei. Era în stare latentă. Probabil. Era acolo. Tu nu ai simțit la fel? La tine cum a fost? Îți mulțumesc pentru întrebare. Chiar e o întrebare foarte frumoasă, pentru că mă gândesc de fiecare dată care a fost... E ca un fel de carte pe care dacă nu deschizi, nu poți citi. Deci, ai citit aia? Nu știu, domne. O am, dar nu, te-ai citit-o, nu. În 1997, când mi s-a dat telefon de la redacția Copii să fac Tip Top Mini Top, am zis, adică să vorbesc cu copiii. Da. Și atunci a fost prima mea relație de grijă, de tandrețe față de orice copil care venea acolo. Am văzut în partea cealaltă oameni, părinți care plângeau, care se bucurau, care aveau niște stări extreme, pe care nu le înțelegeam exact. Evident. Și atunci mi-am dat seama că, băi, copilul ăsta e o experiență foarte frumoasă. E o experiență pe care ar trebui să o aibă fiecare om. De ce? Și atunci mi-am dat seama, după ce au venit ai mei, că în tine, în mod extraordinar, e ca și când, pentru că ești expert în fotografie, e ca și când iei un negativ și tu îl pui toată viața ta în apă să-l vezi, și când vine copilul, negativul prinde viața în pozitiv. Corect. Așa. Adică îți vezi viața așa cum e ea, realizezi tot ce s-a întâmplat până atunci cu tine, realizezi cât de dobitoc ai fost tu și ți-ai enervat părinții, realizezi cât de nebun ai fost tu făcând anumite lucruri, dar în același timp realizezi că anumite lucruri vis-a-vis strict de părinți, în înțelepciunea lor, dacă nu te lăsau să-l faci singur, nu le puteai înțelege cu adevărat. Da, da, așa este. Este o... Și asta cu dragostea, că zice, da, dragostea cum poate să fie la fel? Ba da, este... Dar tu când aprinzi o lumânare de la o altă lumânare, flacăra aia ai luat-o de la prima flacără, dar asta nu înseamnă că prima flacără a scăzut. Dimpotrivă, asta devine ca cealaltă. Da, da. Și-au pus problema că îi pup pe unul mai mult. Sigur, dar pe aștept, chiar mi-a spus Clara ieri când am vorbit cu ea, mi-a zis, ce, îți dai seama că diseară dorm cu tine? Îți dai seama? Dau seama, evident. Și evident că voi dormi cu amândoi. Da.
Da, e adevărat. În 1990 erai angajat ca reporter și prezentator. Nu. Setan Crabbe. Nu, chiar mă gândeam. Tu faci anul ăsta 30 de ani de carieră. Da. Mamă, ce... Păi, cred că ești cel mai mare dintre noi. Oarecum. Ba da. Oarecum. Eu sunt în 94. Tu ești în 93. Da. După noi, potopul. După noi... După noi nu știu cine mai vine. Apar, da. Cert este că... deci în 90 nu. În 90 nu făceam absolut nimic. Absolut nimic. Pierdeam după amiezele și seriile. În 91 m-am apucat de radio. Am fost animator radio. E o diferență. Da, ai fost DJ. Nu. N-am fost animator radio. Este o mare diferență. De exemplu. Fii atent. După ce am animat eu ce am animat la radio, după vreo două luni de zile... Eram melodia, da. Tu dădai mai jos, hei... Și spune, este ora 5 și da, 2 dar, minute. Da, un animator care și gândi... le lega pe beat pe vremea aia, știi? Absolut, și cântai pe deasupra. Și pe deasupra, da. Și pe deasupra și pe dedesubt, da. Și apropo de DJ-ală, mi s-a făcut o propunere să țin o discotecă în regie. Deci era în octombrie 91. Abia început să discute. Băi, m-am dus o seară, nu mi-a plăcut. Am fost eu cu un prieten de la radio. Bă, nu mi-a plăcut. Adică nu reușeam să ridic oamenii. Pentru că tu ascultai un tip de muzică. Pentru că ascultai un tip de muzică și atunci începea ușor techno și rave-ul. Înțelegi? Și eu ascultam altceva, știi? Și nu puneam în fir. După care, cei de la Casa Doina, Casa Doina. Miez, au zis, haide să fie... Băi, și mi-aduc aminte și acum. Era o plată uriașă, măi, uriașă. Era 100 de lei pe noapte, drumul cu taxiul până în Colentina acasă, asigurat de ei, și o masă. Și am zis, îmi pare rău, nu. Adică, n-am zis imediat, nu. Am fost vreo două nopți acolo, am ținut. Acolo era altceva. Adică nu puneai muzică rave. Puneai Bryan Adams, Everything I Do It For You. Înțelegi? Yes, it's true. No, it's true, exact. Bă, dar n-am fost bun. Pur și simplu n-am fost bun. Și deci este o diferență mare între animator și DJ. Unde? Tu ai vrut mai mult de la tine și te înțeleg perfect pentru că tu ai descoperit, iar exact descrierea pe care mi-ai făcut-o cu Alice în anul 1990, da, este exact ce te-a împins, atracția asta fatală, frumoasă pentru cuvinte, te-a dus la Missouri, explică-mi chestia asta, tu ce ai făcut în 96? Missouri School of Journalism? Da. Și te-ai dus în America? Da. Și ai stat acolo? Mm-hmm. Cât timp? Da, am fost o bursă de două săptămâni sau o lună, nu mai țin minte, două săptămâni, o lună, nu știu. Am fost la o bursă... Cred că a fost un pas enorm înainte, nu știu, explică-mi dacă limbă, informație, oameni, mm-hmm, o altă lume. Da, și n-am putut să aplic ce am învățat acolo. De ce? Păi pentru că eu acolo studiam cum se face jurnalismul în anii 90. Deci în noiembrie 96. Da. Și când m-am întors în TVR, mi-am zis, uite, trebuie să izolăm știrea și să o particularizăm. Adică nu mai spunem în satul cutare, din județul cutare s-a întâmplat cutare. Nu, spunem Gheorghe. Vorbim despre Gheorghe care și plecăm de la om către știre. Corect. Ea făceau cu pixul așa. Se uitau unul la altul. Ce dracu vorbim? Bine, aha. Și nu s-a întâmplat. Deci am învățat deja, am învățat pentru mine. Am tradus și o carte cu cursurile alea, prietenii noștri, telespectatorii să numea cartea. Aha. Da, asta e. Dar după ce ai insistat în 98 cu BBC-ul. Cu BBC-ul, da.
la BBC m-au trimis. Au zis. Hai, domnule, să-l îmbunăm. Da. Hai să-i dăm un ceai, domnule, să-l îmbunăm. Să rămână, Andrei. Vezi că okay. Asta este chiar cana ta. Da. E paracetamolul cu cana. Mulțumesc. Cu trei culori, cunosc un nume. Ia paracetamolul cu cana. Era o ceva, o pildă, nu? Nu, dar eu aș face o melodie cu paracetamol. Băi, dar nu știi? Este o trupă italienească. Horia. Tu, Horia. Da, iartă-mă, am și eu teoriile mele. Paracetamolo se numește trupa. Așa? Bă, și cântă o piesă atât de mișto. Nu mai țin minte piesa, dar am să o caut. Păi asta seamănă cu altceva. Ta-n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 a-
na 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 na. Ce era asta, mă? Da 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 da. Unde mai am zis ce era asta? Da 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 da. Casablanca, bă, yes! Yes! Stai puțin, nu trebuie să o caut. Casablanca! Ta-n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 a. Casablanca, mâncarea artata. Da. Da-da! Da-da! Extraordinar! Ta-na-na-na! Casablanca! Ia! Paracetă! Fiată! Paracetamolo Calcuta. Auzi, să știi că eu pot vorbi la niște farmacii să ești de asta. Minunat. Ești în inima ta, bate la... Da, deja ai prins paracetamolo. Da, Calcuta. Minunat. Băi, tată. Deci, fii atent, știu exact ce se întâmplă cu tine și cu pixul de care vorbeai, pentru că și mie mi s-a întâmplat. Intrasem la Europa FM în anul 2000. E entuziasmat. Eram cu Lucian Boariu de la Rock Gabi FM. Gabi Dobroiu și cu toată așa, lumea. Și toată lumea. Și eram expresul lui Brânciu, să numai emisiunea. Și făceam și la un dat mă întorc fericit la TVR pentru că prezentam pe vremea aia, dacă mai ții tu minte, aia cu Bingo Liberty, cu Arșinel prezentam, dacă îți mai vine da, să crezi cum să acum. Nu, cum să nu. Și la un dat mă ia vino sus la Consiliul Director. Cine era atunci? Cine era? Șoitu. Da. Titus. Da. Și... Da. Horia... Mocu? Nu, Mocu. Horia mi-au zis mie. Horia, dragă. Avem o rugăminte. Nu cred că e bine pentru tine. Ce nu e bine pentru mine? E bine să stai aici. Nu fac altceva. Da, știu. Și știu. Chestia asta mi s-a părut atât de nedreaptă, adică... Este. Eu vreau să fac 1000 de lucruri și o... Și corpul meu, exact ca și când... Nu, scrie doar poezie. Da, știu. Dar vreau să și pictez, nu, n-ai voie. Am trecut prin asta, știu ce spui. Exact de asta zic. Da. Eu cred că, sincer spun, tu ai părăsit știrile pentru că voiai mai mult de la tine, simțeai că, băi, dar eu tot ce am acumulat, bagajul ăsta unde îl vărs, unde îl duc? Așa este. Și Lazarov, cum a fost pentru tine? O revelație? Îl cunoșteai înainte? Nu. Nu. A fost așa. Tu știi că ai făcut 2 emisiuni cu Lazarov. Cred că am făcut, deci Noaptea Erorilor, Din Dragoste, Noaptea Erorilor, Secretul Mariei, jucat în Secretul Mariei. Secretul Mariei, da? Cu Ana Sârbu? Cu Ana Sârbu, da, cu Ana Sârbu. Cu Anemona din Asia. Anemona, Miculescu, sigur. Miculescu, da. Minunat. Aveai și... Eram iubitul ei în film. A. Dar cu Lazarov a fost în felul următor. Înainte, aș vrea să fac un preambul. Așa. Mă lași? Deci fii atent. Se face că eram prin clasa 10, înțelegi? Așa. Și văzusem o pereche de pantofi, care costau 300 de lei. Și m-am rugat de mama vreo jumătate de an să-mi dea și mie niște bani. Și mi-a dat 300 de lei și m-am dus să-mi cumpăr o pereche de pantofi. Și am trecut prin piață, prin parcul Ioanid. Și acolo, o femeie cu niște fuste crețe mi-a zis: mâncați-aș ție, frumosule, arată-mi palma. Băi, clasa 10, mă, dacă te uitai la mine în clasa 10, te îndrăgosteai, că eram așa un îngeraș. Și am arătat palma, știi? În fine,
Cert este că am plecat cu 200 de lei de acolo, nu cu 300. Da, a, da, 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 da. Și am zis, păi da, dar trebuie să-mi dai banii înapoi. Eu? Mă, băiatule, pleacă de aici. Tu trebuie să spui ce ți-a zis doamna cu fuste crețe. Da, ok. Păi stai să am închis preambul. Așa. Trec ani și ajungem în 1999, episodul 2-3, din Surprize, Surprize, emisiune legendară care făcea 70 de share. Și Andreea îmi zice, vreau să vii sâmbătă la mine în emisie, să cunoști o ghicitoare. Nu cred, nu cred. În gândul meu, nu cred, da, ascultă-o puțin. În gândul meu, când am asociat, când a zis ea ghicitoare, am asociat cu aia care îmi fură mie 100 de lei. Și zic, zice, a fost ghicitoarea lui Salvador Dalí, mi-a zis Andreea Marin. Aha, bine. Mă, am vrut să eviți. Am vrut să evit, pentru că aveam povestea asta pe cap. Corect. Dar era surpriză, surpriză. Era Andreea, pe care o prețuiam și continuu să o fac. Era prime time, o invitație în prime time, nu se refuză. Asta e legea numărul 1 în televiziune. Și m-am dus. M-am dus acolo, o doamnă, cu o rochie vaporoasă, cu niște ochi negri înfipți în mine așa, Andreea înaltă, îi vorbea așa. Doamnă, el este un prezentator celebru de știri. Și doamna aia, aha, aha. Zice, întinde mâna. Și eu m-am băgat o mână buzunar, reflex. Am întins mânețele. Și ea zice, stai bine în dragoste, salea. Aiurea, că ieșeam, eram în niște belele cumplite cu dragostea atunci. Nu mi-ai spus doar. Așa? Și zice, și o să pleci de la locul de muncă. Ăsta. Băi, și ți-a spus asta în direct. Băi, există înregistrarea. Tu ai riscat să spună în direct. Da, asta. Și am zis, bine, bine. Și după 3 luni de zile se întâmplă să primesc telefon de la antenă, restul e istorie, da? Deci asta. Da. Cât despre întâlnirea cu... Eu am ținut minte povestea asta și la 2-3 ani, după această întâlnire, când deja emisiunea din dragoste era ce era emisiunea din dragoste, undeva sus, la etajul 42, în mijlocul Madridului, da, soarele apunea după Pirinei, domnul Lazarov lângă mine, prind un moment de liniște și zic, domnul Lazarov, dar cum m-ați ales dumneavoastră pe mine să fiu prezentatorul emisiunii din dragoste când dumneavoastră nici nu m-ați văzut niciodată? Corect. Și eu și-am fipt ochii aia hipnotici în mine, da, și mi-a zis, te-am văzut într-o emisiune de televiziune cum îți ghicea o doamnă în palmă. Extraordinar. Ăla a fost castingul tău. Doamne, vește. Băi bun, asta e. Dar auzi, dar spune-mi tu întâlnirea ta cu domnul Lazarov cum a fost, pentru că merită să... Până în 1999 eu ieșisem doar o singură dată din țară. Ieșisem undeva în Germania cu un cor, în Austria, cu un cor, cu roasta din Brașov. Astfel încât eu nu știam să ies singur din țară. Zilele trecute l-am avut pe Moculescu Horia în fața mea și el mi-a spus că eu te-am ales. Unde? Eu te-am ales la Lazarov. Ok. Asta după casting. Dar ca să spun că la mine a fost noroc curat, cum este toată viața mea în televiziune, eram jos la barul ăla de jos. Da. Am luat niște cremuri și pentru că asta mi-a provocat miarsuri bună parte din șederea la televiziunea română. Și eram cu un crem vârșit în mână și ieșeam de acolo. Și la un moment dat îl văd pe Adrian Cristea. Îl mai ții minte? Care cum Adrian zice, ce faci, mă? Bine. Băi, auzi, ce se întâmplă în 3? Ce se întâmplă în 3? Studio 3. Eu preselecție. Ce preselecție, mă? Eu, luând tacticos, iartă-mă că te copiez, luând tacticos o gură din succulentul crem vârșit. Crem vârșit, așa. E preselecție la o emisiune de muzică. Asta e eu. Ce e muzică? Ce muzică? Pentru că până atunci toată lumea mi-a interzis, băi, nu mai cânta.
Și asta este Misiune Imposibilă 3. Cum să-i spui lui Brenciu, băi, nu mai cânta? E, atunci era mai tânăr. E, nu mai cânta. Ok. Unde? Acolo. Am lăsat cremvârștul. M-am dus în studioul 3, m-am băgat nasul. Pe vremea respectivă, când intram într-o locație, eu nu eram ca tine, gentleman, tacticos, puțin aristocrat. Nu, eram ca exact cum am născut în pădure, la Brașov. Ca ursul eram. Intră ursul, mor. Fără să-mi spui la bună. Mor. Făceam eu mor și îți mâncam toate găinile. Și la un moment dat, intru în studioul 3, hei, ce faceți aici? De sus. Ilana Pop. Ia vină un ca față cameră și dă o probă. Și așa am intrat la prezentarea Sarabanda. Da. Chestia e simplă, explicația este foarte simplă. Excepția. Uite, vezi, oamenii vor să știe povești din spatele camerelor. Da. Asta cum este asta? Da. Uite, eu nu știam. Și noi suntem prieteni. Dar nici nu știam, eu nu știam pe a ta. Da. Acum hai să, ar trebui să spun eu două vorbe. Să intre fata cu fuste crețe, vă rog. Hai măi, Andreea, și tu, Andreea. Nu-i fima. Hai să intre toți. Hai măi să intre. Ce? Au plecat. Ghicesc încă? Îmi cer scuze. M-au trecut niște ape. Lasă. Așa, fii atent. Este bine, pentru că oamenii vor să știe povești din spatele camerelor și pentru că tot ai pomenit aici un nume, este bine să se știe că această doamnă, Ilana Pop, care a fost creierul din spatele emisiunii de la A la Infinita lui Tudor Vornicu, așa. Și este femeia care a fost mâna dreaptă, cea care a construit cumva Imperiul Valeriu Lazarov aici în România. Pentru că poți să fii tu cât Valeriu Lazarov să fii, totuși o firmă din România nu se poate conduce cât tu stai la 3500 de kilometri departare. Asta e clar. Adevărat. Iar doamna Pop, cum era dânsa și experimentată și deșteaptă și felul în care punea problema prin învăluire și nu știu ce, te făcea să te duci tot acolo unde spunea aia. Evident că noi toți îi datorăm doamnei Pop dragostea noastră. E adevărat, dar Sarabanda a fost pentru mine, chiar dacă a stat numai două sezoane, a fost pentru mine o experiență foarte puternică muzicală, pe atunci neexistând niciun fel de control sau elementele tehnice în televiziune cred că erau la început, pentru că era prima emisiune muzicală de gen. Da. Iar dincolo de asta, pentru mine a reprezentat, apropo de Alice, Alice era gravidă cu Maria. Și țin minte că și acum, cum o prindeam și o ridicam și o puneam pe pian, gravidă fiind în luna 8-a, 9-a, toate se leagă. Și după aceea, stând cu ea și vorbind nenumărate lucruri, și a fost prima dată când mi-a fost producătoare. Atenție, de atunci până acum ea mi-a fost producătoare de 3 ori, ca să înțelegi. La Sarabanda, la Național TV, da. La Asul din Mânecă, cu da. Titus Munteanu lucrând. Da. Și a treia în 2006 la filmul serial Om sărac om bogat la ProTV. Aha, ok. Deci, nu știu cum e cu Raluca, dar mie mi-a fost producătoare înainte să-mi fie iubitoare. Uh-huh, uh-huh, e o glumă, uh-huh. E o rimă. Uh-huh. Dar revenind la domnișoara care te-a întâlnit în piață, am eu un citat de la vecina Borșuleasa. Deci, tu aveai pe vecină Borșuleasa, așa se numea. Mariana Borșuleasa. E prima dată când auzi Mariana Borșuleasa, vecina lui Radu. Mircea. Că nu-ți zic ție Breciu. E Bond, James Bond, iartă-mă. Eu de fiecare dată te-am identificat cu James Bond. Zicea așa: băi Mircescule, tu, când o să fii mare, cu ochii ăștia verzi ai tăi, o să faci prăpăt printre femei. Dar și ele or să-ți mănânce sufletul. Ăsta era vecina Borșuleasa, care cred că, după vorbele astea, era... Se și continuă ce-a făcut ea. Când... Ce-a făcut ea? A dus mâna la spate și prin capot s-a scărpinat în fund. Nu cred așa. Ba da. Asta este imaginea. Asta este tabloul complet, să știi. Nu cred așa.
Aole, atât de plastică imaginea asta cu borș. Da, asta a fost. M-a trimis mama să iau ceva de la vecina borșuleasă. Și vecina borșuleasă avea în permanență, avea părul pe bigudiuri, era ca o garoafă, înțelegi, așa. Și deschidea, era mare, înțelegi, și deschidea. Și atunci era o tipă îmbufnată. Dar nu știu de ce a vrut să se deschidă în fața mea. Drace! Și mi-a spus deschide că este... Deschide spoartă soarelui! Că să poată lumina! Așa. Da. Și asta mi-a zis. Cu borciu. A dat sticla de borș. Era sticla de aia de lapte cu gură largă, știi? Aoleu, mama. Și am luat sticla, știi, să... A ținut-o, știi, ca să mă fac atent. Băi, Mircescu, cu ochii ăștia ai tăi, o să bagi multe femei în boală. Da, și ele o să-ți mănânce sufletul. Din capul meu! Incredibil! Deci, practic, nu, eu... Iartă-mă, vreau să fac o statistică. Dacă dăm timp înapoi și aș fi fost președintele blocului în care locuiai tu și dacă aș fi făcut o statistică, toate femeile din bloc, seara, târziu, uitându-se pe luna care, iartă-mă, da, te-ai așa, stelele, carul mic, carul mare lui Șafru, ziceau, toate astea formează un M. MR. Da. Oare ce-o fi? Deci spun eu. Și acum întrebarea mea este următoarea, după această borșuleasă senzațională. Ți-au fost de folos ochii verzi la Din Dragoste? Mi-au fost de folos ochii verzi când am intrat la televiziune. Deci mi-au fost ochii verzi și la știri. Pentru că eu am fost... Vorbeai mai devreme de casting. Măi, am fost la știri... 5-6 ani? Nu, 6 ani. 6 ani am fost la știri. 6 ani de știri, enorm. E o școală foarte puternică. Și a fost foarte frumoasă, a fost o perioadă extraordinar de frumoasă, 94-2000. Iartă-mă, o întrebare pe care n-am adresat-o nimănui, pentru că ești singurul care poate să-mi răspundă. Cea mai frumoasă prezentatoare de știri pe care a avut-o televiziunea română de după 90 a fost? E o singură persoană. E o singură persoană. Mircea, e o singură... Mircea, da. E o singură persoană. Nu accept alt nume. Da, mă, Andreea Marin. Andreea Marin a fost prezentatoarea... Daniela Gămulescu. Asta e. Da, mă, da. A fost prima Daniela Gămulescu. Atenție. Zim. Ce mai știu de ea? Nu știu, s-a retras foarte repede. Nu știu, cred că ea a venit în 90 și a plecat în 92. Nu știu, a fost așa... Păi știi cum se da? One hit wonder. Înțelegi? Extraordinar. Da, one hit wonder. Daniela Gămulescu. Da, rupea. În momentul în care te uitai de drag. Da. O să vorbim despre asta cu te uiți de drag. Dar revenim la povestea cu castingul și cu ochii verzi. Eu n-am vrut să intru în televiziune, adică nu am fost interesat de povestea asta. Televiziunea avea o reputație, nu știu dacă proastă, bună, exista și cred că există. Și anume că nu poți să intri în televiziune fără pile. Absolut. Ok. Și atunci eu, cum să mă gândesc la așa ceva când eu eram un băiat din cartierul Colentina, cu niște părinți care munciseră toată viața lor într-o fabrică și la ICRAL. Mama era funcționară la ICRAL, deci era altă lume, n-a sens să batem câmpii. Dar s-a întâmplat la radio, o colegă mi-a spus, haide că să dă un examen la colaborator, la divertisment. Okay? Și m-am dus acolo și în studioul unde avea să fie surprize peste ani de zile, erau 400 de Horia, erau 400 de era lumet acolo. Ca niciunde. Și te puneau în fața unei camere și regia era, știi foarte bine, era undeva sus. Ok, și te puneau să te prezinți. Și eu m-am dus acolo, s-a făcut șarful pe moaca mea și o voce din regie de sus a zis, spune ce vrei.
Și atunci am uitat așa și am zis, Doamne, Doamne, Tu ești? Ai făcut o glumă asta? Da! Da, pentru că n-aveam nimic, gata, de pierdut, n-aveam nimic de pierdut, tu știi că, înțelegi? Tu știi că în subliminal și omul ăla care stătea acolo, indiferent cine era, a zis, ăsta e. Asta am auzit. Am auzit o voce de doamnă care a spus, ăsta e al meu. Nu știu nici până în ziua de azi cine e. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Deci, cam așa a fost cu castingul și cu ochii verzi. Da, m-a ajutat, sigur. Evident că m-a ajutat. M-a ajutat să intru pentru că nu aveam niciun fel de cunoștință în televiziune. Dar eram un băiat drăguț și atât. Punct. Să știi că există un personaj pe care l-ai cunoscut. Un om pe care l-ai îndrăgit. Și eu cred că dacă noi doi ne vom povesti viețile, așa, în fața publicului, asta este un foarte ok mod de a începe. Ad libitum, știi, nici nu-ți explic ce spun, pentru că înțelegi. Deci, ieri, ce-am fost? Ieri, am fost? Ce frumos! Iar stând de vorbă cu oamenii, băi, oameni buni. Ieri am fost și noi copii, dar timpul ne-a schimbat. În viața am pornit și vise am împlinit așa cum ne-am dorit. Gânduri bune câte am strâns, câte? Și tot ce am învățat copiilor să dăm iubirea ce-o purtăm cei bun să le arătăm. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. E o lume cu mult soare și mii de încării pentru copii. Da, da. Lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și-o lume inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Mihai Constantinescu, ce om sensibil. Da. Ce om sensibil. Un om foarte bun. Ce păcat că... În fine, ce păcat că a fost așa pentru el și pentru el și pentru cei din generația lui. Asta e o mare nedreptate. Tu știi că în momentul de față suntem una dintre generațiile care, dincolo de a trece secol, un mileniu, etc., toate statisticile astea, noi, știi cum se spune americanul? Hang in there. Știi? Mm-hmm. Noi încă mergem mai departe. Și nu suntem puși sub umbrela, băi, hai să luăm ceva tânăr, fresh. Tu care ai călătorit prin toată Europa acum, ești într-o emisiune intitulată Noi Românii, care descoperă viața românilor, poveștile lor, dar tu nu ai 20, nici 30 de ani. Pavel, de exemplu, e mai tânăr decât noi, Pavel Bartoș. Mm-hmm. Dar negru este și el la vârsta. Leat, da, da, da. Înțelegi? Dar mai departe de asta... Ianțu. Da. Reîntors la TVR și pe când câștigă România și mm-hmm. copiii spun. Da. Crezi că drumul nostru se apropie de final sau abia începe? Și acum, uite, eu am primit telefonul, iartă-mă, am primit telefonul cu Vocea României, l-am primit telefonul anul ăsta, alo, bună ziua, vrei să te întorci la Vocea României? Sigur, mi-ar face plăcere. Atenție, tu ai trecut prin TVR, antenă, te-ai reîntoarce la TVR și acum ești la Metropola TV. Mm-hmm. Ce se mai întâmplă în viitor? Crezi că publicul, producătorii, oamenii de televiziune vor mai fi interesanți de prestația noastră sau ni se pare, băi, fii atent, ești pe o listă. Și pe cine luăm? Mircea Radu, ce zici de el? Băi. Măi, nu știu ce să spun. Eu cred așa. Ai început discursul tău prin
spunându-i despre Europa. Da. Păi Horia, dragul meu, dacă te uiți în orice Europa vrei tu, adică din Ungaria încolo, Europa Occidentală, la aia, acolo am fost, despre aia pot să povestesc. Prime time-ul e ținut de mari călifari, adică oameni care sunt peste 55. Este foarte adevărat, sunt botoxați, sunt treaba lor, o formă fizică absolut de invidiat. Păi Amadeus, care ține San Remo. Păi Fiorello, care... Păi despre ce, despre ce, ce discutăm? Fiorello la 60 și ceva de ani. Despre ce discutăm noi? Mă întreba Vasilica Slabu în TV Mania dacă cumva consider că este o discriminare pe motiv de vârstă în televiziuni. Și a spus că asta e o întrebare care nu ar trebui să mi se adreseze mie. Pentru că nu eu fac grila de programe și nu eu sunt în comitetul ăla director în care spun, așa cum ziceai tu mai devreme, uite, am o listă scurtă. Cine? Brenciu, Ianțu, Radu, Cosmin Cernaș și nu știu ce. Păi luăm pe ăsta. Deci eu știu doar atât. Că eu am CV-ul ăsta... Da? Am izbândele astea, am cifrele astea, am experiența asta, am capul ăsta, am fizicul ăsta. Dacă vreți, bine, dacă nu vreți, iară bine. Ok. Ok. Înțelegi? Deci despre asta vorbim. Nu, dar fii atent. În urmă cu vreo aproape 15 ani m-am dus cu niște propuneri de format la niște televiziuni. Așa. Acele formate erau quizuri. Și le-am spus, măi, va veni vremea quizurilor. Uite, am dat un exemplu, chestiune pur un șampion, care merge din 78. Măi, Horia, din 1907, nici eu nu știu să fac calculul, mă. Deci, ăia fac așa. Asta trebuie făcut, asta cred eu că trebuie făcut. Păi să uită, fugi, că noi nu, că nu știu ce. Bine. Și după aia, acum, nu ai loc, sunt peste tot quizuri. Știi ce? Mai fac o predicție. Uite aici, la tine, la masă, la tine. Va veni momentul în care prime time-ul va fi din nou cu emisii cu sentimente. Gen, surprize, din dragoste, spun generică, nu... ăsta cred eu că este trend. De unde îți motivezi predicția? Măi, așa spune mie flerul, pentru că a trecut deja, totul e ciclic. Și a trecut deja, au trecut 14 ani, 15 ani, de când n-a mai fost acel boom. Adu-ți aminte, erau din dragoste, surprize și iartă-mă, cam același buchet, da? Și atunci, în timp de 10 ani de zile, s-a ras tot. Da. Adică, luni nu puteai să pui nimic pentru că râdea Raluca Moianu cu iartă-mă. Da. Marți eram eu cu Din Dragoste, sâmbătă era Andreea. Surpriză. Totul este ciclic, repet. Au trecut 15 ani. Cred că... Știi că... Acum dăm voie să mă gândesc eu mai departe la ce mi-ai spus. Într-adevăr, poporul ăsta, după 33 de ani, e greu încercat și cred că presiunea, în pofida unei democrații aparente, presiunea pe individ este foarte mare. Taxe, stimă de sine, politică, lucruri în degrigoladă artistică în țară, sunt multe exemple pe care ți le pot da. În 99, eu, la conferința de presă, cu Andreea Marin lângă mine, pentru că Sarabanda s-a lansat în aceeași clipă cu surprize, eram total subiectiv și spuneam, vai face o audiență senzațională pentru că se bucură una de muzică. Eram eu entuziasmat, dar poporul nu era pregătit. Da, așa este. În 2011, când am început Vocea României, a fost un boom. Între astea sunt 12 ani, 13 ani de pregătire a poporului. Pe de altă parte, poporul era mai pregătit pentru suflet, sentiment pe vremea aia decât pentru muzică. Și acum aș putea spune că, bă, pe telefonul ăsta, dacă nu sunt 1000 de psihoterapeuți... Da, corect observați. Așa e. Ai înțeles? Deci dacă ăsta...
Iar în momentul de față, oamenii își caută, nu știu, rădăcini sufletești, sentimente, niște ancore sufletești puternice de care să se asigure, să se liniștească. Sunt total liniștiți. Eu cred că, probabil că ai dreptate, sentimentele noastre și-au găsit o felul de rezolvări. Un serial turcesc, o telenovelă românească. Înțelegi? Mm-hmm. Astea sunt debușeurile de care... Da. Da. Și bineînțeles, cafeaua cu vecina. Măi, și totuși, vezi, există dorul ăla al românilor. Da. De a sta, de a avea sâmbătă seara o emisie di granda. Dar este o chestiune destul de curioasă. Eu înțeleg dorul ăsta, pentru că eu am primit când eram eu puști și când, bun, la sfârșitul anilor 70 și un pic din anii 80, când televiziunea încă nu se stricase și erau divertisment de sâmbătă seara, da, unde erau toți semizeii ăia, toți marii noștri actori. Era o plăcere și mi-aduc aminte pe-ai mei, stând sâmbătă seara și râzând la poantele lui Jean Constantin sau Demrădulescu sau Toma Caragiu sau nu știu ce. Deci eu pot să înțeleg de ce vrea, că și eu vreau în sâmbătă seara o emisie de divertisment di granda. Da. Mă, dar sunt puști care ar vrea să stea să vadă un spectacol de divertisment de 2 ore, 3 ore. Ar fi o chestie grozavă. În zilele noastre singura problemă este că dacă ceva s-a schimbat și trebuie să ne repliem pe această schimbare, e faptul că acum, să dau un exemplu, melodia lui Beatles, All You Need Is Love, începe așa. Ajută gloare, tarive. Și în continuare, love, love, love. Ăsta e doar început, din nou intro. Love, 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 love. Asta se întâmpla odată. Acum, datorită faptului că, sau din cauza faptului că pământul se învârte mult mai repede, tu începe așa. Dăm un acord. Piesa. Nothing you can say that can be said. Asta e diferența. A. Deci, practic, tu nu mai ai răbdare. Răbdare este o monedă foarte fluidă. În momentul de față, 2-3 ore de care zici de spectacol trebuie să fie ață. Eu trebuie să fiu la televizor, noi suntem aici pe internet, la televizor trebuie să fii punct ochit, punct lovit și practic dacă ai reluat surprize, Andreea n-ar trebui să facă cine sunteți dumneavoastră? Să o ia din sală pe cea care îi se face o surpriză, să o ducă jos, să vorbească cu ea și să facă surpriza. Totul 40 de minute. Nu. Acum în 10 minute trebuie să scot surpriza. Asta cred eu că e diferența majoră de acum 40 de ani, 30 de ani și acum. Da, ai argumente. Noi românii. Da. Noi românii. Da, este montat foarte alert și este făcut, adică sunt 5 povești în 55 de minute, îți dai seama, este. Iată. Da. Tac. Da, așa este. Gândește-te că ai fi început cum te-am văzut eu făcând. Dragii mei, sunt aici, deci ai o... Trebuie să te felicit pentru chestia asta. Modul în care tu vorbești la telefon, având un telefon în față, tactic, nu știu cum să spun, ești un fel de povestitor reporter. Dragii mei, în spatele meu este o lucrare... În momentul de față... Nu, ți-am văzut toate filmele, îți dai seama. Sunt aici. Am fost bolnav. Medicamentele și-au făcut efectul. Sunt tot... Deci parcă e o artă asta. Tu o ai. Eu n-am. Eu sunt dus. Tu ești mai... Vreau să vă spun că am un interviu astăzi senzațional. Nu-mi bagi interviu în gură, că trebuie să te urmăresc. Nu mă lovești cu după ceafă. Bă, uite-te bă la mine. Nu. Fii foarte atent dacă vrei. Nu e o problemă. Iar modul în care tu ești pe Instagram, nu Mircea Radu, dă Mircea Radu, mâncațeaș. Pentru mine, zic, bă, ăsta și-a articulat numele. Da, știi de ce? A. Pentru că cineva mi-a șutit numele.
Bă, ți-a făcut, da? Un, băi, da, ți-a făcut un bine. Da, nu știu. Iartă-mă, deci am vrut și eu. Iartă-mă, dă, băi. E luat, e luat. Mi-a zis Instagram-ul, bă, băiatule, e luat. E luat. Păi zic că să fie luat, bă, că sunt eu. E, a zis, nu. Și am spine atunci. Dă, Mircea Radu, ia-o past. Pa. Deci mi s-a părut senzațional lucrul ăsta și în continuare, atâta vreme, fii atent ce spun, atâta vreme cât mă uit la Mircea Radu și nu dau scroll, are ochii verzi niciodată să-i crezi. Dar eu mă întorc în, reîntorc puțin în 2010. Pentru că în 2010 numele tău nu era Mircea Radu. Era Mircea Radu din Dragoste. Era Dr. Love. Era... Nu. Nu. Emilio Riani. Nu. Dar cine, dragă? Vezi, ăsta e scopul acestei emisiuni. Sau cum îi zice. Numele tău era Paul Radu Mircescu. A, eco, da. Mm-hmm, da, bun. Bă, cum a descoperit, bă, Mircea Badea că tu erai Paul Radu Mircescu după ce ai semnat bloguri după bloguri cu sub nume fals? Da. Băi, altceva mi se pare foarte interesant. Atunci, în 2010, exista o clasificare a blogurilor, știi? Aha. Și eu am început să scriu pe blogul ăla, cum spuneai tu mai devreme, pentru că în mine era ceva și trebuia scos. Și aia era pofta mea de a scrie despre lucruri care mi s-au întâmplat sau care sau mi-am imaginat eu că mi se întâmplă, știi? Așa. Și atunci scriam tot felul de chestii. Mă, și pe ăla în 2010 scrie, mă, eram pe locul 2. De eram pe locul 2, era unul Paul Radu Mircescu. Lumea nu știa cine este omul ăla și era pe locul 2. Da, înțelegi? Deci era... Și atunci am zis, ah, that's a good job. Și that's da, a good job, da, in a city. Uite, vezi, fii atent. Ce? La Masked Singer, care a fost singur, evident că... Normal că tu mă știai și evident că atunci când vorbeam cu fetele de la Pro, i-am zis, bă, Horia, nu că ceilalți, că ceilalți n-au de unde să mă știe. Horia o să zică din prima, după voce, după... Nu, no, că nu. Bine. Am închis paranteza. Acum... Iartă-mă, nu lăsa o zi deschisă. Nici când ți-am spus numele! Colegii mei zic, nu e, mă. Nu e, da, bă, da, e, nici când ți-ai dat, cred că îți dădeai masca jos, uite, da. Mircea Radu, nu mai e, mă, Mircea Radu, e un tip mai tânăr. Da. Deci e formidabil cum, dar știi cum, când m-a lovit fotografia? Când am făcut shooting-ul cu tine, pentru că asta, sim, am căutat în ultimele săptămâni, știind că vii. Da. Am căutat fotografia pe care mi-ai făcut-o în Herăstrău. Da. Așa ești. Așa e, uite, bine? Uite, așa ești. Asta sunt eu. Asta, așa e fotografia aia. Erai pe aleea aia din Herăstrău. Ăla e pe aleea. Așa, și tu stăteai așa, cu mâinile în pufoaică aia. Așa. Da. Uh-huh. De mi s-a părut... Și mi-am dat seama că tu, dincolo de a scrie, ai, dincolo de a multe calități, da, pe care ai, băi, mi-ai surprins o clipă pe care nimeni nu mi-a surprinsese până atunci. Și acum am, da, prins prantul. Bun. Left with a job in the city. Asta trebuia să cânt dacă nu mă dădeați afară. Asta mai era în program. Cum se numește? Proud Mary. Mm-hmm. Left a good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost one minute of sleeping, worried about the things that might have been. Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning. So I'm rolling on the river, rolling on the river. But iartă-mă. Știri? Da. Cărți? Da. Radio? Da. Cărți de bucate? Da. Expoziție de fotografie. Expoziție de fotografie? Mai ai încă un
punct și ești the goat. Da, exact. The motherfucking goat. The motherfucking goat. Fie de aici. Dar știi care e un punct? Care... Deci, doamnelor și domnilor, era acum la sala Palatului. Ah. Mircea Radu. Intro, ăsta intro. Băi, fii atent aici. Da, facem. Cartea asta, da. Cartea asta, o să o arăt, mă rog, vin cu camera. Deci cartea asta e așa. Vreau să o vadă toată lumea. Este exact cartea care m-ar fi atras dacă aș fi avut 4 ani. De ce? Nu, sincer vă spun, vină cu. Pentru că atunci când o dai, vezi poze. A, uite o mâncare. Asta este că nu se mă... Asta... Dar ce poze să... Asta e poze de mâncare? Înțelegi? Ia... Băi, știu pe asta, e mâncare. Bă, da, asta nu e poze de mâncare. Bă, dar ce-i cartea asta? Ia, uite. Doamne, ce frumoasă este asta. Astea sunt niște ingrediente, 3 ouă, jumătate de litru de lapte, făină. Cum se face ingrediente? Frate, asta nu e o carte tipică. Înțelegi? Deci, ăsta ești tu. Ce, cartea asta este imaginea ta. Ești un om plin de elemente plastice, artistice, ca atare. Următorul tău punct este, doamne și domnilor, iată albumul meu, Mircea Radu, intitulat Cu dragoste. A, mă, că ți-am găsit și facem? Gata. Facem? Ți-l produc eu. Pe cuvânt? Pe cuvânt? Da, jur. Bine. Ok, așa jur. Facem. Nu, jur. Că acum nu poți, eu te sun și zici... A, dar nu mai țin minte când era asta? Nu, pentru am zis. Pentru că există... Martori, la naiba, mi-am dat așa. De asta zic că, doamne și domnilor, pentru că noi am demonstrat foarte clar că viața are o roată specială, vă prezentăm emisiunea noastră. Asta e melodia. Asta nu va fi pe album, e distracția noastră. De 3 luni seară de seară trece Mircea pe la moară. Trece mândru în căruță, fiindcă are în sat o drăguță. De necaz sunt obrăjorii. Care obrăjori? Că se fac cum sunt bujorii. Hai de capul meu. Vremea trece, vremea vine. Și și nu se oprește și la mine. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac. Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Morărița! Morărița-i cu fuiorul. Și fuiorul toarce dorul. Țac, țac, țac. Poate n-a văzut bătița. Ce anume? Ce ochi are morărița. Baby! Că de l-ar vedea totul, aoleu, ar vedea-o și pe ea norocul. Iată de aici. Că se duce iar în vale, am să-i pun o piatră în cale. Poate piatra-i rupe o roată, să nopteze și la moară odată. Roata morii se învârtește, țac, țac, țac. Aie! Inima se chinuiește, țac, țac, țac. Aie! Morărița-i cu fuiorul, țac, țac, țac. Și fuiorul-i toarce dorul, pam, pam, pam. E gata! Țac, pam, 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 țac, pam. Deci fiți atenți. Deci ăsta e un om care, dincolo de faptul că eu cred că ține puțin la mine, cu paracetamol și răcit. Ăsta e artistul. Uită-te la el. De 3 luni vară, noapte de noapte, răceala l-a dat pe spate. Și acum suflă năsucul și primește întrebări de la bursucul. Andreea, mai ai un pic de ceai? Andreea! Ce zic? Andreea, mai ai un pic de ceai? Da, sigur că da. Te rog! Să vină ceaiul, să vină ceaiul. Vrei mai... Nu, de-asta. Nu, de-asta, nu, fără nimic. Ceea ce nu s-a aflat în ziare, ceea ce nu s-a aflat în presă, în presa tabloidă, adică din tablouri făcută, asta înseamnă tabloidă, vă spunem chiar acum. În 2013 a avut loc unul dintre evenimentele majore din viața lui Paul Radu Mircescu, sau...
cunoscut drept Mircea Radu, s-a căsătorit. Alături de soția ta, Raluca, au cântat asta. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse. Iertați-mă, dar am un iertați-mă, am un citat de la cum? De la da. Citatul e așa: Raluca e o femeie deșteaptă și foarte bine organizată. Este. Vreau să știu totul despre Raluca, prima întâlnire, primul sărut, prima ceartă, tot. Că vorba aia, tu ești cu poveștile de dragoste, acum nu e o poveste, e o realitate. Spune-mi totul, totul sau nimic. Păi, bine, se făcea că era o după-amiază frumoasă de vară în anul 2012. Fuh. Tramvaiul cu ecartament îngust trecea prin fața hotelului Traian din frumosul oraș, curatul oraș, elegantul oraș Iași. Și acolo este o librărie, pentru că foarte multă lume în Iași citește. Enorm, extraordinar de multă lume citește. Asta face, citește. Și eu m-am dus în librărie, căutam volumul 4 din Viețile Sfinților. Ești parcă ești rupt din cel mai tare scenariu de la Hollywood. Dă-te de aici acolo, du-te. Ascultă-mă puțin, căutam volumul cel care îmi lipsea. Volumul 4 din Viețile Sfinților. Viețile Sfinților. Și lângă mine, am simțit un miros, un parfum care m-a dus cu gândul către Arabia, un parfum oriental. Mă așteptam ca uitându-mă în dreapta mea, peste umărul meu drept, să găsesc o femeie cu ochi migdalați, negri, cu părul ca abanosul. Ce crezi că am făcut? M-am uitat peste umăr. Peste umărul stâng? Nu, am spus peste umărul drept. M-am uitat peste umărul drept. Era ea. Avea în mână o carte. Vei spune, volumul 4? Nu. Tehnici de punere a genelor false. Vino cu ce, că merită ce. Merită toate cerurile din lumea ăsta. Sărbunea, mulțumesc foarte mult. Băi, gene false, băi, ce mă zici? Mulțumesc. Băi, omule, iartă-mă. Nu. Era student la medicină. Nu era student la medicină, terminase medicina și pur și simplu am fost atras de ochii ei. Ochii tăi iubito, ce noroc. Da, exact. Are niște ochi foarte, foarte, băi, negri. Iar duduțul meu are ochii negri. Clara are ochii verzi ca ai mei. Și am zis, băi, ce ochi negri are femeia asta? Restul e istorie, nu știu, am intrat în vorbă pur și simplu. După aia am aflat că este studentă la medicină, că a terminat medicina. Și ce m-a impresionat pe mine foarte tare la ea este că ea a lăsat Iașul, unde avea totul, să vină în București. Chestiunea asta pe mine m-a impresionat, pentru că altcineva nu făcea pasul ăsta. Era mai comod. Bine, ok, a fost frumos, da. Și așa s-a născut, repede s-a născut Tudor, după aia s-a născut Clara. În 2019 am plecat noi la Piatra, pentru că de data asta a fost rândul meu să fiu alături de ea. Ea a avut o șansă foarte bună de a deschide acolo un cabinet. Ea vine acum medic-oncolog? Nu! S-a preluat povestea asta cu oncologia, nu este adevărată. A înțeles-o greșit bunul nostru prieten Cătălin Măruț. El a înțeles-o greșit, dar nu știu de ce. Și a luat-o presă, așa a rămas așa. Dar nu este oncolog, nici de cum. Ea a făcut un rezidențiat pe oncologie, dar după ce l-a terminat, s-a gândit că ar fi mult mai bine pentru ea să facă un alt rezidențiat pe diabet. Și ea este acum doctor de diabet. Raluca este doctor de diabet.
foarte bun doctor. De nu că Raluca e soția mea. Știi că asta este... Asta e informația care rezolvă toate dezinformările de pe internet. Da, asta evident. Acum să termin. Acum toată lumea, toate marile gazete, New York Times, Variety și așa mai departe, intră, băi, intrați să vedem Fodor ăla cu Mircea Radu. Am un mesaj de la Urzica. Mai există Urzica? Nu mai există, mă, cine e? Nici, bă, nu, cum era? Nici magazin istoric nu mai există. Sau magazin? Mai era magazin? Simplu. S-a dispărut. S-a suffi. Extraordinar. Deci, practic, dacă tu nu intrai în librăria aceea, voi nu vă întâlneați și astăzi nu discutam despre Raluca. Stop! Put! Ăsta e, bă, destinul, bă, ăsta e, bă, destinul. Uite, mănânc în cinstea asta. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus și aici ar urmea maică. La pe final, așa. Maică. Așa este. Vreau să te întreb de o chestie pe care cred că ți-a stat inima. S-a întâmplat în 2022, acum un an. E adevărat, pentru că tot e la, suntem la capitolul dezmințiri, e adevărat că a accidentat-o cineva pe linia de... Da. Pe bune? Așa este. A fost în felul următor. Eu scriam, era ora prânzului, scriam, apropo, fac o, îți spun o chestiune, a să nu râzi de mine. Scriu la o carte, un roman. Mai am puțin și îl termin. Băi, tată, deci eu îți fac ce vrei la romanul ăla. Deci eu sunt fanul tău, în pofida faptului... Că te cunosc! Eu sunt fanul tău în pofida faptului că, practic, singura mea carte pe care o am și am cumpărat-o este aceasta, cu gust. Da. Iar aici ai pus multă mâncare, dar ai pus suflet și vreau să văd tot sufletul, nu știu cum să spun. Și toată imaginația de romancier. Da, este un roman. Bravo. Și scriam la el și primesc un telefon, un număr necunoscut. Răspund, o voce de doamnă care spune, domnul Mircea Radu, da, vreau să nu vă impacientați, dar să știți că soția noastră a avut un accident și este în regulă, dar vreau să veniți până la spital. Tu îți dai seama cum a fost? Primele secunde, nu, prima secundă este că nu e vorba de tine. Dar femeia asta, cu asta începuse, domnul Mircea Radu, și am zis da. După ce mai trec încă 2-3 secunde, îți dai seama că e vorba de tine și că poate fi metoda accidentul, m-am gândit, că știi că sunt... Da. Să se facă de mai... Atunci am spus, poate vorbi? Și a zis, da. Vă rog să mă dați la telefon. Corect. Și Raluca, care mi-a spus, da, e tot în regulă, nu știu ce, te rog să vii la spital cu buletinul, că... Bun. M-am dus la spital. Ce se întâmplase? Era o stradă cu sens unic. Și ea cu unchiul ei, venise din Germania, s-au dus să bea au traversat, să bea o cafea. A venit o mașină, noroc că nu avea viteză, pentru că dacă avea viteză, nu mai discutam despre nimic. Dar a bătut, adică declarațiile șoferului sunt următoarele, că i-a bătut soarele în... La orbit soarele... Și nu, pur și simplu, nu i-a văzut pe cei doi care traversau. Repet, nu avea viteză. Adică, cred că avea 30 sau 30 și ceva la oră. Pentru că altfel nu s-ar fi discutat despre absolut nimic. Și sigur că a avut niște vânătăi, a avut arcada spartă, unchiul a avut niște coaste fisurate, dar nu a fost ceva de netrecut. Astea. De fiecare dată când sună de la școală, să știți că nu vreau să vă impacientați, dar... Deci de atunci ești impacientat. Da, știu. Da, deja momentul ăla
pe mine, mai bine îmi spune direct, știi? Da. Dudu s-a bătut cu Georgel. Veniți să-l luați. Băi, mi-e mai ok. Da. Știți, sunt de la școală. Preambulul ăsta te omoară. Da, n-aș vrea să mă înțelegeți. Da, zi, mă. Incredibil. Da. E adevărat că ție îți place să faci aripioare de pui picante? Da. Îmi place mâncarea picantă. Fac harissa. Harissa este un condiment venit din lumea arabă cu ardei capia care numai puțin domolește focul ăla. Eu nu mai stau cu omul ăsta la masă, îmi pare rău. Eu nu mai pot. Eu... Mi s-a făcut... Ce putere ai asupra mea? Oh, Doamne, știu. Măi, Horia. Băi, frate. Măi, Horia, cum mănânci tu cozonac rupt cu mână? Bă, dacă țin minte eu din 2003, cum mănânci tu cozonac și bei vin, tu îți dai seama ce putere ai tu asupra mea? Stau puțin să spun. Deci, bine, nu mai am ochii ăia buni, așa, dar tot pot să citesc. Ia-ți. Când deschizi cartea asta, vă dați seama că dacă la cartea asta o ține mână de la început, vă dați seama romanul pe care îl va scoate Mircea, cred că o să mi-l atârn de gât ca să-și merg cu el pe stradă. Povești cu gust și zici, băi, abia aștept să fac o rețetă. O gospodină. Fată, ai luat cartea lui Mircea Radu? Sigur că da, fată. Și ce la ce rețetă? Păi te citești la pagina 136. Ce e acolo, dragă? Cremșnit cu foi alese. Și zici, cât a pus? Câte grame a pus? Păi stai, fată, că nu e așa. Dar cum e, fată? O să faci cunoștință cu Sofia Hava. Lasă, fată, cunoștințele. Zi cât a pus acolo, câte grame. Nu este decât rar din casă, dar nu pentru că are 80 de ani, ci pentru că nu mai are ce vedea. Cel puțin așa spune. Becurile din dărâtul cifrelor gălbui care numerotau etajele se aprindeau rând pe rând. Urcam gândindu-mă că ne întâlniserăm pentru o cu totul altă treabă. Nu ca să cunosc pe cineva de care nu auzisem niciodată, dar am făcut. Liftul s-a oprit cu un pocnet scurt și înainte de a se deschide ușile, mi-a spus: Sofia Hava e bărbat. Fată, câte grame are, fată! Lasă poveștile, fată! Asta este problema cu această carte. Deci asta e cartea în care pervers ți-a alăturat două genuri de fani. Un public și un public care într-adevăr are 3 grame de care și grame, fată. Are 3 grame, fată, și cu ulei încins și cu ții la cuptor 4 ore, o viață, și pe de altă parte deci ăsta ești tu. Zim dacă se întâmplă cumva ca Dudu sau Clara să te copieze, să-ți exprime așa cum zicea tatăl meu, deodată în pădurea verde a ieșit un cap alb. Nu era albă ca zăbada, ci era scufița roșie care tocmai se vopsise în cap. Au maniera asta de a... Sunt micuț acum. Dar știi că rețin tot. Da. Știu doar că la vârsta lor... eu mă plictiseam și la un moment dat, în clasă, am ridicat mâna și i-am spus doamnei învățătoare, tovarășii învățătoare, Livianu Raina o chema, Dumnezeu să ierte, i-am spus că tata a venit aseară cu Alfa Romeo roșie. Era anul 1976. Și sau avea un stilou Schaeffer, mi-am amintit și acum. Avea un stilou Schaeffer și i-a căzut capacul, așa, pâc. Și a spus, poftim? Și am descris o scenă imaginară, cum a venit tata și a parcat în fața blocului. A, nu e adevărat asta? Nu. Și nu că nu era adevărată, dar i-a chemat pe părinții mei la școală. Nu cred! Ba da! Cum spune românul, asta mi-e Sfânta Cruce. Iisus Mariu! Băi, asta mi-e Sfânta Cruce, pe cuvântul meu. Pentru povestea ta cu da, Alfa Romeo. Da, pentru că era comunism, Horia. Și eu povesteam cum tata a parcat o mașină Alfa Romeo roșie în fața blocului din Colentina. Și i-a chemat
pe tata. Tata a zis, du-te tu. S-a dus mama. S-a dus mama și a doamna, toarșa profesor, toarșa învățătoare, i-a spus, doamna, uitați așa, aveți o mașină ca aia, aveți Alfa Romeo. Și mama a făcut ochii mari și verzi și a zis, cine noi? Da. Da, ne-a dat-o de la ecran. Da, da, exact, dat-o de la ecran. Primă, da. De joc. Nu, eu... Și pe drumul de la școala generală numărul 24 pe Tunari până să ieși în Ștefan cel Mare, e un drum destul de lung, are vreo 300 de metri. Așa. Da, trece până lângă pescărie, nu, pescăria nu mai e. Trece până lângă pescărie acolo și mi-a zis mama, totuși, de ce ai spus asta? Care a fost motivul? De ce ai spus? De ce ai bătut câmpii? Nu știu, de ce ai inventat treaba asta? Și eu atunci am spus, de plictiseală. Băi, înțelegi? Pe cuvântul gata, meu. Gata. Probabil că asta. Tu știi. Gata. Deci în momentul de față, eu cred că un scenariu mai bun ca ăsta nu există. Draga mea, Raluca, pentru că ești acolo și ești norocoasa câștigătoare a destinului, prin persoana domnului Mircea aici de față, vreau să spun că are o melodie pe care vrea să o dedice. Este o melodie românească, pentru că noi astăzi atacăm în special melodii românești pe care Mircea să le povestească tuturor europenilor. Pentru că nu-i așa? Și aici spun un singur lucru. De asta insist, pentru că eu știu ce face diaspora. Iar când cineva din diaspora, așa cum am fost noi la Londra, cânți diasporei, orice public de aici, înmulțit cu 10, este atmosfera dată de diasporă. Așa este. Aplauze, urlete, țipete, bucurie și așa mai departe. Așa este. Așadar, draga Raluca, știu că ești acolo pentru că nu urmărești, doar și te simt că fără ea nu pot respira. Dacă asta nu e o dedicație pentru tine, draga mea, fii aici. Începe cu eu, Raluca, puțin cultul personalității, dar iartă-ne. Eu, care voiam într-una alt și alt decor. Eu, scuze-mă încă o dată, repet. Eu care spuneam prea leste și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Mircea? Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal. Aha! A plecat, mi-a zis, în liber, dar n-a fost așa. O iubeam numai pe ea. Și acum, Raluca, vine refrenul pentru tine. 1, 2, 3. Simt că fără ea nu pot respira. Casa e pustie fără ea. În ce aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Mergem mai departe! Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropii, era în zadar. Ea care mă aștepta plângând când eu uitam să vin. Pa, pa, pim, mă privea pa, pa, acum, pa, 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 tu străin. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar cu mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Și toată lumea! Simt că fără ea nu pot respira. Casa e pustie fără ea. În ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Pam, pam. Bravo! E dedicat vreodată, i-ai făcut declarații. Știi ce mi-a spus Nervans mea zile trecute? După ce în jurul nostru mai mulți tineri și tineri au pus genunchiul să ceară și poftim, măi, iubitule, zice, da, să știi că mie, nu mi-aduc aminte să fi pus genunchiul. Ele vor după un anumit timp, fii foarte atent, da. Vor după un anumit timp. Sunt ochi și urechi, spune, ce vor? Vor momentele astea să fie reluate.
o emisiune de televiziune. Deci fetele astea nu știu seama, dar pentru ele, auzi, pentru ele suntem ca o emisiune de televiziune, auzi? Păi îi spui, duminică dragă, la prânz. Duminică la prânz. Faptul ce e? Zi-mi sincer acum, e adevărat, în fața ta este un platou italienesc. Să o trecem peste chestia asta. Dar vreau să te întreb, pentru că te-ai trezit de foarte multe ori și pe pagina ta, The Mircea Radu, așa? Da, deci Mirceul Radului. Radului. Așa. Este, te-am văzut acolo în dimineți. Dimineți cu ferestre deschise. Și stăteai acolo și mâncai. Spune-mi, unde a fost cel mai bun mic dejun al tău din toate locurile în care ai fost în ultimele luni? Atenție, îți trebuie tot mai multe zeci de orașe, 10 țări și mai multe zeci de orașe. N-o să-ți treacă prin minte, cred. Adică o să alegi greșit. O să-ți treacă prin minte, dar o să alegi greșit. La cărciuma din Ferent. Nu. No. Unde? Deci, așa. Te întreb pe tine și eu îți spun după aia. Deci am fost așa. Germania, Olanda, Belgia, Franța, Luxemburg, Italia, Irlanda de Nord, Țara Galilor, cred că astea sunt, sau mă rog, unde crezi că a fost cel mai bun mic dejun? Țara Galilor. Nu, Germania. Da, exact. Schöne. Exact, aia spui, cine mă, Germania, da, mă, lasă, știu, prețel și bere, come on, n-ar... Ei, bine, nu. Descrie-l, te rog. Păi, omletă, da, adică ouăle făcute în cele trei feluri tradiționale, da? Omletă, ochiuri, ouă fierte. Ok. Ouă fierte tari, ouă fierte moi. Moi, corect, cum dorește domnul. Și după aia este platoul de pește, începând de la icră până la macrou. Marinat, afumat, avem. Somon, marinat, afumat, avem. După aia existau mezelurile, da? Prosciutto, crudo, cotto. Yoko, ono. Tot felul tot felul de bratwurst, drywurst, fufwurst și așa mai departe. Adică ai, iar brânzeturile? Măi, în Bavaria, deci landul Bavaria, unde s-au inventat blugi. În Bavaria sunt 400 de tipuri de brânză. Încă o dată să se audă și doamna din spate. 400! 4! 0, 0. 400 de tipuri de... Îți dai seama, Horia? Deci, cel mai digrande mic dejun, ei bine, n-a fost în Italia. Ei bine, n-a fost în Franța, nu patria gurmeului. Nu, tati. În Germania. Deci, Deutschland, über alles. Deutschland, Deutschland. Da. Pregătește bagajul. Mergem în Germania. Da. Știi că am înțeles că în Germania există mai multe forme de relief. Și vreau să te felicit pe tema asta, pentru că ai avut curajul și ai fost la emisiune. Și dacă ai fost la emisiunea respectivă, bineînțeles că încet, încet, profilul tău muzical este din ce în ce mai consistent. Pentru că în Germania trebuia să cânti piesa asta. O, oh, Doamne, dar tu știai că sunt... Iată ce face Mircea Radu în fața unui dejun din Germania. Stă, se uită. Ce aș putea... ce încep să mănânc acum? Și începe așa. Șapte văi și-o vale adâncă, șapte văi și-o vale adâncă, și-au licălea-n-o pe aici lupim, mă mănâncă, și-au licălea-n-o pe aici lupim, mă mănâncă, mă. Da, 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 da. Păi stai, lupe, nu mă mânca. Păi stai, lupe, nu mă mânca. Șaulicolea n-o să vină și mândra mea, mă,
Șaulică lea n-o să vină și mândra mea, mă. Schnella, schnella! Ich liebe dich! Mai, zi-mi ceva în germană, iubire! Stella, Stella, te iubesc, Stella! Stella, și zici așa! Și-atunci lupe moi mâncam. Zi, zi! Și-atunci lupe moi mâncam, măi. Șaulică lea n-o sau pe mine sau pe ea, mă. Șaulică lea n-o mai bine pe... Sacrata, mă! Și uite cum se duce micul dejun cu influență românești. Vrei să... Bravo, mulțumim Marius. Foarte mult tarafului fraților Gore. Să știi că ți-am pregătit mai multe surprize. Iartă-mă că spun așa brutal, dar trebuie să ți le dau pe toate. Știu, le iau în piept pe toate, să știi. Asta să pui la... Cu siguranță o să vrea copiii să ia asta, dar tu fă-ne următoarea surpriză, te rog frumos. Mamă, asta este o emisie... Asta este o emisie completă. E o emisie completă ca o rachetă. Ca o rachetă care vrea să se ducă pe navă, pe da. Marte, pe lună. Pe navet. Știi că tu ai vrea să te duci pe lună? Ai vrea să faci descoperiri de genul ăsta? Sau ești absolut exclusiv terestru? Sunt exclusiv terestru, da. Și dacă cineva acum intră pe ușă, nu fiica mea, intră pe ușă și un de-asta... Prestidigitator. Nu, un de-asta miliardar și spune... Mitch Radu. Yes, please. This is a ticket to the moon. Ah, Black, cea mai bună variantă a piesei Send Me to the Fly Me to the Moon este Black. Nu a domnului aluia care Frank. A cântat-o prima, nu Frank, Frank. Black, ci Black. Black. Ăla care cântă Wonderful Life. It's a wonderful, wonderful life. Da, exact. Deci nu mulțumesc. I-aș spune bogătașului, nu vă mulțumesc, eu prefer să stau aici cu Horia, la un prosciutto cotto, duceți-mă noastră pe lună. Noi avem un partener la podcast Generalii România. Sunt de 30 de ani, au revenit în România și ei, dar și eu am să-ți adresez o întrebare foarte directă. Vreau să-mi spui sincer, care sunt principiile tale? Care sunt calitățile? Care crezi că au fost valorile tale care te-au făcut să ajungi să fii în continuare în ochii și în special în inimile oamenilor? Deci tu acum mă pui să vorbesc despre mine, da. Și să spun eu ce calități mi se pare mie că am. Da. Horia, nu vrei mai bine că tot am venit alaltăieri dintr-un turneu de 2 luni jumate în toată Europa în care am discutat cu românii. Nu vrei să spun mai bine ce calități au românii? Pentru că oarecum, eu fiind român, sunt, da. Similare. Mm-hmm. Știi ce concluzie trag eu? Că noi românii suntem niște oameni foarte deștepți, foarte harnici și foarte pricepuți dacă suntem bine conduși. Acolo unde suntem bine conduși, după reguli clare, facem minuni. Noi românii nu suntem cu nimic mai prejos decât marile națiuni ale lumii. Cine gândește așa, să mai gândească o dată. Și nu în ultimul rând, noi românii suntem vorbăreți și suntem sentimentali și suntem, că nu degeaba există în folclorul nostru și numai al nostru, ideea aia că oaspetelui să-i dai camera din față. Povestea asta cu românul este ospitalier s-a întemeiat pe o chestiune reală. Deci, noi românii suntem pur și simplu un popor minunat. Minunat! E departe un răspuns foarte frumos, superb, pentru că am găsit în orice declarație pe care ai făcut-o tu acum despre români, sunt calitățile tale. Tu nu ai vrut să le pui în prim plan, iar eu asta am citit și asta am
te văd pe tine în toate declarațiile tale. Iar tu de fiecare dată ai fost... Noi n-am avut niciodată nicio ceartă. Niciun fel de polemică. Ții minte? Nu știu dacă mai ții tu minte, dar noi am fost la un revelion împreună. Eram cu Andrei Zaharescu, dacă îți mai cum să nu? Eram cu săbile, eram niște mușchetari. Am făcut filmarea pentru Revelion. Revelionul ăla este al doilea pe care noi l-am făcut. Ascultă-mă până la final. Tu prezentai acel uriaș, acea superbă noapte de 31, era un fel de cerbu de aur condensat în câteva ore la universitate. Am memorie? Am. Și tu aveai, un milion de oameni la picioare, în sensul cel mai frumos al cuvântului, și noi te așteptam acolo în spate, dârdind de frig, cu niște șampanii. De fapt, nu știu dacă erau șampanii, cred că erau vinuri, nu știu. Și tu veneai și beam de la unul la altul din șampaniile alea, după care ieșeam fiecare, iar ne făceam numărul și nu știu ce. Alea sunt niște momente memorabile, prietene. Alea sunt. Știi că a fost singurul revelion ținut la universității? 2000 spre 2001? 2001 spre 2002? Nu știu. A fost 99 spre 2000. 99 spre 2000. Da. Imediat după a doua zi după Revelion, pe 1 ianuarie 2000, am plecat în America. Ok. De asta rețin foarte clar. Da. Da, noi am filmat Revelionul ăla, într-adevăr. Da, nu ne-am certat niciodată. Nici nu aveam de ce să ne certăm. Pentru că eu cred despre tine că dincolo de talentele tale multe, cred despre tine că ești un om bun. Iar pentru mine, oamenii buni sunt, numai că sunt extrem de rari, că talentați am mai văzut. Dar oamenii buni, pe mine cel puțin, mă dezarmează. Să fii bun este ceva care te apropie de Dumnezeu. Ceea ce m-a dezarmat pe mine definitiv în ceea ce te privește a fost experiența ta din 2019. Erau 8 copii cu sindromul Down. Tu ai luat această, așa, și după ce mi-am dat seama din titlu, Down the Road, aventura, așa se numea la TVR, a fost chestia asta. Tu ai acceptat să faci pasul ăsta, cunoscând 8 oameni atunci, în timpul celor filmărilor respective. Mulți prezentatori ar fi zis, nu cred că mă bag în această experiență. Dar tu i-ai descoperit și ceea ce și mai frumos, te-ai descoperit pe tine prin ei, cred că a fost una dintre cele mai delicate emisiuni de televiziune pe care ai prezentat-o vreodată. Sigur. Așa este. Continui să fiu prieten cu câțiva dintre ei frumos, și în ziua de azi. Mă întreabă pe Facebook în privat ce mai fac, le răspund bine, dar tu. Da, a fost o emisiune foarte grea pentru că eu sunt un tip care cumva un tip la extreme. Ori nu pot fi impresionat decât extrem de greu, ori pot fi impresionat foarte, foarte ușor de oamenii care ajung la sufletul meu. Iar fiecare dintre cei 8 a ajuns la sufletul meu. Și când ajungi la sufletul cuiva, când ajungi la sufletul meu, hai să o dau direct, nici nu mai contează că sunt camere în fața mea. Plâng, râd, mă amuz, mă copilăresc, mă scălâmbăi. Pentru că până la urmă, despre asta e vorba și despre asta e viața. Nu televiziunea, despre asta e viața. Să fii tu însuți. Dacă nu ești tu însuți, Doamne, cât de mult timp pierzi. Cu toate măști, cu atâtea lucruri pe care le pui în față. Înainte de a veni tu, eu cu Marius am făcut o piesă și n-am lansat-o încă, dar încerc să o cânt, nu tehnic vocal o transmis bine, dacă o cânt cu sufletul și caut să îi pun suflet pe melodie.
Ceea ce mi se pare un lucru destul de complicat. Da. Și trebuie să muncești mult la faza asta. Adică, pentru a fi tu, îți trebuie o muncă. Îți trebuie o... E un drum. E un, o aventură, știi? Știi cum e, Horia? Există o greșeală care se face în îndemnul ăla adresat oamenilor care abia pășesc la televiziune. Și au foarte, foarte puțină experiență și sunt sfătuiți, dă din tine tot ce poți. Dar omul ăla nu are ce să dea din el, pentru că nu poate încă, pentru că nu are experiență. Da. Eu cred că în momentul în care ești Horia Brenciu, abia atunci poți să dai din tine tot ce poți, pentru că știi cum să o da, faci. Da, cum să faci, corect. Câte limbi ai vorbit în toată deplasarea asta? Română. Aș vrea o cameră. Bine. O vorbesc bine. Păi, ți-am spus, da măi, 10 țări, tot, nu știu de ce... Nu, 10 țări. Nu știu de ce mai ieșit mie 8. Nu mă, 10 țări, au fost fusuri diferite, temperaturi diferite. Da. Oameni diferiți, inevitabil. Da. Ai început relația asta în 2023 cu Metropola TV. Da. Eu nu te întreb despre contract, eu te întreb despre oameni. Sunt oameni ok acolo cu care te-ai înțeles bine, care te respectă așa cum eu îl respect pe Mircea Radu? Asta e greu de spus, pentru că nu am de unde să știu. În schimb, povestea cu Metropola începe... Adică ți-au dat ca și lui Cristiano Ronaldo 100 de milioane în cont? Nu. 200 vom vorbi, de milioane? Vom vorbi despre asta. Vom vorbi despre asta. Nu, povestea cu Metropola a început absolut întâmplător. Ca toate aventurile din viața ta. Pozasem pe The Mircea Radu, da? Da. Pozasem o... Mă întorsesem cu ai mei din... Nu. În februarie era povestea și fusesem în locul din Italia unde consider eu că se mănâncă cea mai bună pizza din galaxie. Poți să spui ca să știi? Da, da. Este în Verona, se numește San Matteo. Ristorante di San Matteo. Și se mănâncă pizza con mozzarella di bufala. Este ceva ce... ar trebui mâncat cu... A, Dumnezeule! O, da! Mamă, ce bine miroase, iubire! Mamă, minunat! Ricota, spanac, roșii! Minunat! Mm. Iubire, ce bune sunt! Mulțumesc! Să-ți dea Dumnezeu sănătate! Dumnezeu să-ți dea sănătate, tu, bine! Andreea, tu? Tu, Andreea? Tu? Eu. Ești ubicu? Poți să fii în două locuri deodată? Cum adică tu cu Horia? Adică ea cu Horia? Mine este Jekyll și Hyde. Cică, de unde e Jekyll și Hyde? Da, Hyde este da, Hyde. Pe șuflor mă legănar, Hyde. Mamă, ce bună e! Se topește în gură, extraordinar. Iubire senzațională. Asta sunt niște ravioli minunați. Iartă-mă că ți-am deturnat pizza, cea mai bună din Verona. Cum se numește pizzeria? San Matteo. Da, este restaurantul San Matteo. Și acolo trebuie, o să-ți dea o carte de meniu. Ați remarcat că în Occident... sau nu, hai să spun invers. În România, când ți se aduce meniu, zici că e carte de telefone. Așa e meniu la noi. Fasole boabe, fasole cu cârna, 50.000 de fasole cu aia. E, acolo e o cartolină. Și este undeva stânga jos. Pizza. Categoria pizza. Nu sunt foarte multe. Adică cred că sunt pizza margherita, 4 formaggi, prosciutto, crudo, și pizza con mozzarella di bufala. Băi, deci acolo, în momentul ăla, când ai luat prima gură,
Nu că trebuie să închizi ochii, ochii ți se închid pentru că gustul îi trage, adică îți trage ploapele, înțelegi? Și cumva din spatele tău se aude un cor îngeresc. Știi? Asta face. Asta. Îngerii, au venit îngerii! Îngerii, îngerii! Băi, ce... Băi, ce e asta, mă? Altceva! Băi! Altceva! Hai de cap, bun. E. Și pusesem poza pe... Tămie ce arată. Ză, și mă sună, și mă sună Mădălin Ionescu. Mădălin Ionescu. Da, știu. A, așa. Măi, zice, ai fost în Verona. Știu și eu un restaurant, nu știu ce. Dar și ce mai faci? Și spun, băi, uite, nimic. Adică scriu la o carte, dar nu am proiect acum în televiziune, nu știu ce. Zic, uite, m-am gândit la o emisiune. Că știi cum e, oamenii pasionați de televiziune, una pot să vorbească despre orice, la un moment dat se virează discuția în televiziune. Da. Și zic, uite, am un proiect despre o emisie cu românii din diaspora. A, zice, interesant. Da, s-a închis discuția acolo. După vreo câteva zile, mă sună și zice, n-ai vrea tu să vii să discuți aici? Zic, păi n-am cum, pentru că eu sunt la Piatra Neamț, vin peste vreo 2 luni în București. Ok, a trecut timpul, am și uitat. După 2 luni, între timp am mai vorbit cu Mădălin, hai să mâncăm împreună. Și am povestit, acolo la masă a venit și Claudiu Perușco, îți spune ceva? Da! Perușco, știm. Uh-huh. Da, știu pe Claudiu Perușco, sigur, din gașca... Da, lui Valeriu Lazarov, surpriză, da, care da, acum da. Este director artistic la Metropola. Da. Ok. Da. Și i-am trimis lui Claudiu formatul ăsta și încă vreo 2 formate. Unul tot așa de travel, tot prin Europa, și unul cu niște vinuri. Niște formate scrise de mine. Și lui i-au plăcut foarte mult, s-a aprobat și am și făcut emisia asta. Asta este povestea acestei emisii. Iartă-mă. Te rog. Dar vreau să mai faci o filmare. Unde? Emisiunea asta. Da. Ultima filmare. Da. Trebuie să se întâmple tu, da, la o masă cu o pizza con bufala, mm-hmm, bufala, scuze, bufala, auzi, bufala, în Verona. Și să spun, dragii mei, pizza e bună, dar această pizza din Verona, așa, m-a apropiat de voi, pentru că dacă nu exista începutul cu poza asta, nu aveam nicio această emisiune. Da, când o să ajung în Verona, să fii sigur. Okay. Și la finalul acestei filmări voi spune, dacă nu era Horia Brânciu să-mi dea această idee, îmi trece pe lângă tine. Deci ai avut-o și tu. Ai avut-o și tu, am înțeles, ok. Nu, chiar tu. Dar da, emisia Noi Românii cred că place, pentru că este făcută foarte bine. Se simte că Claudiu Perușco are școala Valeriu Lazarov. Da. Suntem puțini care o avem și se vede mâna meseriașului. Și atunci sigur că place emisia asta, pentru că e filmată, e tăiată, e lucrată foarte bine. Pam, pam. Indiferent oriunde s-ar duce Mircea Radu pe lumea asta, se va întoarce aici. La tine? Aici? Exact. Se va întoarce la tine. Păi... Se topește blând cerul în mare de iubirea ta, sufletul-i plin. Da, nu știu melodia asta. Ca un albatros cu aripa frântă, ceva de genul ăsta. Eu la țărmul tău astăzi revin. Și toată lumea. Mă-ntorc la tine iar și iar, mare albastră, cum se întoarce valul tău veșnic la mal.
mă-ntorc la tine iar și iar, mare de soare. Și-aș vrea să-ți fiu doar eu mereu, unicul val. Tu ești a mea, eu sunt al tău. Cine ți aude odată doar strigătul, se îndrăgostește și nu-ți uită farmecul. Modulație! Mă-ntorc la tine iar și iar, mare albastră. Cum se întoarce valul tău, veșnic la mar. Mă-ntorc la tine iar și iar, mare de soare. Și-aș vrea să fiu doar eu mereu, unicul val. Unicul val. Unicul val. E clar că trebuie să scoți. Da. Sunt anumite chestii de intuiție și instinct muzical pe care tu le ai, pe care ar fi păcat să le pui în practică. Să rămână, mulțumesc foarte mult. Cheamă-mă și tu data viitoare, când va fi data viitoare. Fără îndoială. Să nu, data să viitoare fi... va fi pe scenă, mă băiatule. Ah. Asta e doar o încălzire. Ladies and gentlemen, Madison Square Garden welcomes Horia Brenciu and his orchestra. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Da-da, that's all right, mama, asta era. Zile trecută. That's all right, mama, that's all right for me. That's alright, mama. Just any way you do, but that's alright. That's alright. That's alright. That's alright. But that's alright, now, mama. Any way you do. Oh, 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 baby. Oh, oh, oh. Doamne și domnilor, la întrebarea Mircea, cum faci să te menții atât de fit? Fit este un neologism pentru bine făcut. Citez. Nu mă dau cu creme, dar mă bărbiresc în fiecare zi. Nu pierd noaptea prostește și niciodată n-am făcut-o. Am mers la cluburi, dar m-am oprit pe la 24-25 ani pentru că o făceam de la 16. Nu merg la sală, nu fac sport, dar mă plimb în fiecare dimineață la ora 7:45 de minute prin parc. Dar este ca și cum aș merge la sală, pentru că există Ciobănescul. Nu mai există, din păcate. Când? S-a prăpădit. S-a prăpădit de bătrânețe. De bătrânețe. S-a prăpădit acum câțiva ani. E o declarație veche. Și atunci nu... Continu să mă bărbieresc în fiecare zi. Continu să merg o oră. Te rog frumos să-mi dai. Da. Te rog din suflet, am rugăminte. Da, zi. Vreau și eu să am același program. Da. Să mă trezesc de dimineață, să mișc o oră. Spune-mi de ce e bine să fac chestia asta. Dă-mi motivații, lasă-mă să mă agăț de ceva pe care... Eu am haine care mi-erau bune și acum 10 ani și acum 20 de ani și sunt haine pe care am dat mulți bani și nu vreau să... Hainele cu mulți bani! Perfect! Și, știi? Ideea este că eu mă plim pentru că îmi face plăcere să mă plim. Nu. Unde mă pune... Plim? Acum sunt în Piatra și mă plimb acolo pe stadion. Există un stadion foarte aproape de locul în care eu locuiesc, de casa în care stau. Veniți la noi când treci prin Piatra, când treceți prin Piatra, ții pe Alice și pe copii, veniți pe la noi. Și o să-ți fac niște paste la fel de bune ca astea. Și mă plimb pe acolo, îmi pun căștile, îmi pun muzicile. Ce poate fi Horia mai liniștitor și mai plăcut decât să fii tu cu muzicile pe care tu le iubești și să te plimbi? Ce muzici iubești tu, Mircea Radu? Tot ce îmi sună bine. E greu de spus, pentru că poate să... Adică, bun, ascult orice. Eu te-am văzut într-o emisiune cu chitara. Da. Câte note știi la chitară? Știu toate acordurile, dar nu știu... Poți să-mi demonstrezi? Nu te cred. Știu acordurile, dar nu sunt de-asta cu solistică și cu nu știu ce... Nu, acordurile sunt cele mai importante. Stai puțin. Arată-mi acordul de la re.
Oh, baby. Deci, facem așa un la, da? La. Mi. Sol. Sol. Și do. Mă rog. Dar știi că n-am mai cântat de 40, de 30 de ani. De 30 de ani. Da. Cine trece în balea seacă? Ce este do? Pe ce vrei? Un buton, unde-i buton? A, ăsta? Ăla să dăm de la buton? Ok? Ia, ia. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la concursul folk de astăzi. Pentru că Mircea Baniciu mi-a spus că trebuie să găsească următorul Mircea Baniciu. L-am găsit pe următorul Mircea Baniciu, este Mircea Radu. Un tânăr folkist din Piatra Neamț. Bine ai venit, Mircea Radu! Bună seara! Să începem să cântăm cu toții. Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Mircea Radu cel vestit, Mircea Radu cel vestit. 7 ani! 7 ani! 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă neîncetat, Andri Popa hos bărbat, Andri Popa hos bărbat. Refren! E haiduc și e vestit, Andri Popa cel voinic. Toată lumea! E haiduc și e vestit, Mircea Radu cel voinic. Copiii tăi, da, știu că tu știi să cânți? Nu. A glumit. Clara s-a apucat de pian acum de curând. În Piatra Neamț studiază ea. Da, 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 cu o doamnă de unguroaică, cu o metodă de predare de modă veche. Am înțeles că a făcut progrese. Sunt foarte muzicali amândoi, foarte, foarte, bravo, foarte muzicali. Și pe Tudor l-am dus la chitară, dar acum vreun an jumate și nu cred că i-a plăcut foarte tare. Ai încercat dar... tobele? Sau n-are simțul, da, ritmic? Ba da, cum să? E foarte bun. E foarte tu bun, bătei la tobe? Eu bat la tobe. Eu am tobe acasă, dar din alea electronice, nu să nu... Dar pui căștile și îmi place pur și simplu. Aia îmi place. Eu te-am una... Băi, îmi pare foarte rău. Toate pozele pe care le-am făcut pe celuloid, să spun așa, da, cu tine, da, le-am undeva într-un pod. Mm-hmm. Probabil că în casă, undeva în... Podcast. Te-am întrebat într-un podcast. Eu cred că lumea trebuie să știe. Iubita mea, încă un ceai pentru... Iubita mea, să ne aruncăm în mare, să facem din asta o sărbătoare. Nu, că ar fi al treilea ceai negru. Cafea. Andreea, te rog. O cafea? O cafea? Nu. Cu okay, cafeină. Da, ok. Așa, spune Hodia, scuze-mă cât am... Nu. Eu vreau să spun că mai am o declarație de-a ta și vreau să-mi spui de unde provine. Da. Prefer piața supermarketului de 1000 de ori. Da. Deși, fii atent. Băi, am stat și m-am gândit dacă nu cumva... Sunt diliu, pentru că mie îmi place să mă plimb prin supermarketuri dimineața cu coșoiul ăla mare, înțelegi? Și Laura Coșoi, asta era. Da, ea este cu viață, da, plimbă prin... Și mai, și mai radio ăla unguresc, Coșut Werhan, cu Coșoi Werhan. Deci mă plimb cu coșul ăla și de multe ori... Vrei să spun de asta? De unde e, mă? Big Lebowski, de unde? Nu, îți spun eu. Si. Pentru că și am aceeași problemă. Dar de-aia nu mă duc în mall-uri. De-aia nu mai duc în supermarketuri. Și stau acasă la mine, închis. Pentru că
noi vrem să adunăm ce n-am avut. Noi vrem să facem cadou și surprize plăcute celor care au acum și noi nu vrem niciodată ca ai noștri să nu aibă. Iar eu, e o chestie atât de subliminală și instinctivă, câteodată zicem, nu, e adevărat. Ba, da, e adevărat. Când vedem ceva, eu când primeam pachete din Germania acasă la Brașov, pentru mine fiecare acel pachet era un Crăciun. Când întâlneam untul Rama, Margarina Rama, mă uitam la ea, parcă erau moaștele... Da, știu despre ce vorbești, corect. Iar lucrul ăsta, norocul nostru, că nu ni s-a lipit de occipitalul nostru, cum zicea Ghiuri, ni s-a lipit doar asta. S-au lipit anumite lucruri de bun simț, de educație, care ne ajută acum să trecem prin viață. Asta este norocul nostru. Adică ai tăi, da, de-aia mâncam noi și ne simțeam bine împreună, pentru că era chestia, acum, de exemplu, copii, hai la masă. Mă uit pe telefon. Masă e... Ce avem? Băi, ce avem? Băi, ce avem? Treci imediat la exact. Masă, mă! Băi, bravo, dar... exact. Cum adică ce avem? Vino cu așa mănânc. Corect. Nu-mi place. Nu-ți place asta? Da, mă. Da, mă. Acum nu știi să faci. Știi, planul A, treci. Cuvinte apăsate, ridica ton, treci imediat la masă. Sau? Ok. Părintele condescendent, ok, asta e viața, nu avem aceleași realități. Sau părintele care își urmărește scopul până la capăt, treci la masă imediat. Treci și dă-i cafeaua imediat, lui. Treci și dă-i cafeaua imediat. Dar cum să faci? Nu, zahăr vreau. Fără lapte, da, zahăr vreau. O, stai puțin. Ce? Stai că aveam. Aveți? Era aici. Și o linguriță. Nu. Da, știu cum faci tu, știu. Te înțeleg perfect. Deci asta e o problemă pe care vreau neapărat să o rezolvăm. Și vreau să spun că nimic nu e mai important. Ce cauți? Linguriță. O linguriță? Lingurița din dragoste. Dar era aici. Aha. Să nu mersi. Așa, zi. Scuză-mă. Acesta nu e un fund. Aceasta este inima mea. Eu chiar credeam că e un fund. Bă, băiatule, tu ai văzut foarte multe filme de dragoste. Așa, zic. Fii atent aici. Și e o chestie pe care, uite, că mă provoc să spun lucruri pe care nu l-am spus niciodată. Dacă tu vrei să crești copiii singuri, nu o să reușești. Bine. Perfect. Sau... Dar cea mai bună cale, optima cale, este să ne întâlnim noi doi. Oameni, cât de cât cu picioarele pe pământ. Băi, tu cum faci chestia asta? Uite, fac așa. A, interesant, uite. De la nevastă mea mi-a dat cel mai bune sfaturi ever. Și de obicei e soția aia care are un sfat foarte bun și este soția senzațională, că atunci când te enervezi, e calmă. Nu! Ok. Îi trece. Asta e soția genială. Da, așa. Soția genială este cea care rămâne calmă când tu ești nervos. Așa este. Ca după aceea tu să regăți, bă, ce prost am fost. Așa e. Iar, așa e. Zi-mi, Raluca este, eu cred că, eu vreau să o cunosc pe Raluca în primul rând. Cum să am văzut câteva fotografii cu ea. Într-adevăr, ochii negri mi-au sărit în... Dar eu cred că trebuie să ne vedem. Obligatoriu. Da. Obligatoriu. Și să se împrietenească fetele tale și Toma cu Duduțu și cu Clara. Să vezi acolo găști. Bine, fetele tale aia sunt mari. Există vreo șansă ca din când în când să vină în București? Păi noi vrem să ne întoarcem. Mă întorc la tine! Mai avem un pic acolo de rezolvat niște lucruri, dar intenția este să ne întoarcem în București, acasă. Și cabinetul își va deschide aici un cabinet? Încearcă lucrul ăsta? Da, încearcă lucrul ăsta. Da, da. Dacă nu, facem cabinet la mine acasă. Repet, este foarte bună. Este foarte bună, foarte bună. Raluca? Da. Te sărut. De când mă știu, la masă nu se vorbea. Uite, de ce discutam. Uh-huh. Nu se grebea nimeni. Existau cel puțin două feluri de mâncare, iar masa se încheia cu un pahar de vin și un sărut mâna pentru masă. Și acum ai zis, băi, ți-a adus maică de mâncare. Mersi. Nu mersi.
Să rămână pentru masă. Mama. Da. Să rămână pentru masă. Da. Deci, da? Clar, nu lăsând așa. Eu mănânc orice, iar acum din nou, tu, dar echilibrat, cu un mic dejun copios și o a doua masă care depășește extrem de rar ora 17:30, mai avem puțin. În această perioadă țin post. Unii numesc asta dietă, eu prefer să-i zic credință. Băi, bă, frate, tu când vorbești când dai interviuri. Ia de aici. Da, m-ați întrebat despre viață. Noi, ca zicea... Tu așa faci cu cărțile, a? Eu cred că tu ai niște cărți ascunse și din gând în gând... Șasele de treflă. Iar Mark Twain... Zicea, cel mai ușor este să te lași de fumat. Eu până acum m-am lăsat de 100 de ori, știi? Eu te întreb toate astea pentru că, într-adevăr, ai zis un lucru foarte important la început. Poveștile trebuie auzite. Cum nu? Băi, de ce? Fii atent aici. Unii ar zice că Mircea Radu are noroc în viață pentru faptul că este, arată bine și este fit și nu știu ce. Iar, tu poți să, iar eu îmi dau seama că nu e doar asta. Nu e deloc numai asta. Pentru că altfel Mircea Radu putea să fie un manechin care putea să fie pe prima pagină sau într-o reclamă cu niște haine și putea acolo să se... și aia e tot ce putea face. Dar când pui una lângă alta toate realizările lui, când pui vorba ta cu CV-ul, bă, da, e mai mult decât Ferkeș, băiatul. Asta e. Ce faci ca să fii, ca să ai succes? Ce faci ca să te sune sau să ai un proiect și să ți-l accepte imediat? Ce faci ca să ai... ai deschise anumite porți. Ce să faci? Horia, faci ce faci și tu. Ești tu însuți și asta este calitatea calităților și că tot vorbeai de tinerii de astăzi, calitatea calităților ever. Deci fii tu însuți. Ce ăsta sunt? Vrei? Bine, nu vrei? Bye-bye, bye-bye, bye-my baby, bye-bye. Nu? So long. Bye, happiness, goodbye, welcome, loneliness. I think I'm gonna die. Bye, love, goodbye. Asta cine cânta? Bob Fosse. Bob Fosse, All the Jazz. Dar te puțin că era piesa, cred că a lui and the cricket. Cum îl chema? And the crickets. And the crickets. Sunt tentat să iau telefonul acum. Cel care s-a prăpădit în accident aviatic când a murit și cel care a cântat la Bamba. Richie Valens. A murit odată cu Richie Valens. Roy Orbison. Ăla cu ochelari. Care i-a inspirat pe Lennon și pe McCartney. And the crickets. Hai, copiază, hai, zi. Uite-te, hai, and the crickets. Mă uit eu, iartă-mă. Buddy Holly! Ăsta-i. La dracu. Astăzi. Scheiße! Scheiße. După ce... Scheiße. Scheiße, de Germania, scheiße. Fii de aici. Dacă îți mai aduci aminte, apropo de ce are succes. Lazarov ți-a spus asta și tu ai prins. Un lucru interesant. În televiziune prind doar două categorii de oameni. Cei urâți și cei frumoși. Așa. Ceilalți, la mijloc, n-au căutare. Așa este. Genială mi s-a vrut chestia asta. Da, așa este. Eram toți cinci la domnul Valeriu Lazarov în birou, în Madrid. Ne chema o dată pe an. S-a întâmplat asta de vreo două ori și stăteam la o masă lungă la el în birou, punea emisiile noastre și le analiza cu noi de față. Și la un moment dat a venit vorba despre cineva care ăsta ar fi un foarte bun prezentator. Și Valeriu Lazarov s-a uitat și a spus... Nu cred că ar fi deloc. Toți am fost scandalizați. Cum nu? Ia uite ce îmbrăcăminte, ce nu știu ce. Și a spus, nu, figura lui nu spune nimic. Păi de ce că nu? Nu este nici frumos, nici urât. Bă. În fine. Toate castingurile pe care le-am văzut în viață mi-au atras atenția că în filmele adevărate, pelicule în special, protagoniștii, oamenii care sunt în fața camerei, au un chelcășos pe față,
ori au ceva, ori au un punct de atracție sau chiar mai multe, sau chiar sunt foarte frumoși, sau sunt chiar speciali, sau chiar abstracți, habar n-am, dar trebuie să ai ceva. Tu ai ceva, de exemplu. Tu ai ceva, eu acum, și iartă-mă că spun întrebarea asta, dar tu cu siguranță ai dat până acum mai multe castinguri la film, dar mi le-ai ascuns pe toate. Nu, n-am dat niciodată un casting la film. În schimb, o să-ți spun ție, în premieră, o informație pe care nu o știe nimeni. Am dat casting la o emisiune a ProTV care se numește Visuri la Chei și am fost respins. Aici aș băga tobele mici. Da, am fost, eram în TVR, mă întorsesem în TVR, făcusem Imiliori Ani, în fine. Nu vreau ce să mai intru. Frumos an, da, știu, da, am nu vreau să intru în detalii de ce n-am mers. Ok. Cert este că m-am reîntors la știri, numai că eu vreau să plec de acolo, pentru că nu mă regăseam. Ok, făcusem știri atunci. A fost o etapă. A fost o etapă pe care eu o trecusem, nu vroiam să mă întorc acolo. Așa încât făceam absolut orice ca eu să plec de acolo, din TVR. Deși eu puteam să stau în TVR până la pensie, că nu m-ar fi dat nimeni afară, dar totuși nu mă simțeam bine, nu mă simțeam împlinit. Și atunci am aflat că urmează să fie o emisie la ProTV care se numește Visuri la Cheie. Am aflat despre ce e vorba. Este, dacă nu mă înșel, o emisie Endemol. Eu eram prieten cu Endemol pentru că le făcusem din dragoste, le făcusem Imiliori Ani și atunci și rămăsesem în relații, continui să fiu în relații bune cu oamenii de la Endemol. Și l-am sunat pe un prieten de acolo și am zis, băi, despre ce vă? Uite, de emoții, nu știu ce. Ai, ok. Și am vorbit, când e castingul? Păi este în data de cutare. Am plecat și am fost la casting, m-am fost la o filmare pe la 40 de kilometri de București, nu știu cum, dar a fost ales Bucur. Dragoș Bucur. Eu nu spun că Bucur nu are calități. Nici eu nu spun, dar nici eu nu spun asta. Eu spun numai că eu am picat la o emisie despre sentiment. Și acea emisie, cu subiect și predicat, nu? Dacă... Și acea emisie se numește Visuri la Cheie, ProTV. Acum, fii deci, ce ai sădit tu acum în mine și în cei care ne urmăresc, oare cum ar fi fost Visuri la Cheie cu Mircea Radu? Nu știu. Nu pot să-ți spun. Pot să-ți spun numai că Dragoș, pe care nu-l cunosc personal, își face treaba foarte bine acolo. Sigur ar fi fost altfel, pentru că eu veneam cu altfel de background pe emisiile astea sentimente. Da, da, da. Probabil că aș fi pus altfel întrebările, dar asta a fost. Cum a fost să cânți alături de Andra? Ai, ce surpriză! Minunată a fost, Dumnezeule! M-a sunat Cătălin și eu aveam impresia că el este un pic supărat pe mine. De ce? Spun imediat. S-a născuse primul copil al nostru și a zis, hai să facem o filmare și nu știu ce și... Mie nu sunt niciodată pregătit pentru așa ceva, știi? Și, nu, ok, nu știu ce. Și de atunci n-am mai vorbit cu el și mă gândeam că o să fac un film. Și mă sună. Zice, uite, Andra face o chestie. L-am lăsat să termine și zic, tu vorbești serios sau... Zice, da, vorbesc serios. Uite, îți trimit și niște link-uri. Ok, m-a trimis link-uri, m-am uitat și zic, băi, ok. Dar zic, tu nu mă lua că... Sau Andra, nu tu. Andra să nu mă ia că drept bun, că voce, că nu știu ce, și, pentru că Andra este voce de top. Și zice, nu, că o să aibă grijă. Și a fost o mare bucurie să cânt cu ea pe scena Operei Române și a fost o mare bucurie că în spate au fost niște instrumentiști extraordinari care mi-au ținut spatele și care... Horia!
Ăsta era, știi, începea așa cu un rit. Vreau să spun că a avut o intuiție bună să cânți și chiar mi-a plăcut foarte mult. Iar tu ești un tip care poți face și partea de cântat foarte bine. Pentru că asta ești tu. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 to 10, glistening once again with candy canes as silver lines aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the pretty eyes that you see is the holly that will be on your own front door. A pair of apple and boots and a pistol, the shoes and the wishy bunny and Ben. Dozen will take a down and I'm not with the half of a Jenison Jen. And mom and dad can hardly wait till school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, while the Parker's Ark as well. Is the starry kind of part of town. It's beginning to look a lot like bells will start, and a thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Sure is Christmas once more. Once more. Yeah! Yeah! Iubita mea! Iubita mea! Zi! Deci, ceea ce ai făcut tu aici m-a uimit chiar și pe mine. O să-ți iau una singură. Așa, mai lasă-mi și mie câteva. Astăzi... Ia să-l mâna. Vreau să spun că al meu Mircea se grăbește ca să se întâlnește cu ai lui, dar vreau să nu îl lăsăm fără o surpriză. Alta? Ho! Oh. T-auzi? Horia? Da. Vreau să aminte cu castingul. Știi povestea celui mai celebru film Iisus din Nazaret al lui Zeffirelli cu Robert Powell. Da. Știi povestea cum a ajuns el în... După aceea credea că el este. Nu. Eu mă refer la casting. Zeffirelli și toată echipa lui de scouteri îl distribuiseră, culmea, în rolul lui Iuda pe Robert Powell. Știi povestea? Fii atent. Și la probele de costume... l-au îmbrăcat, l-au pus, Zeffirelli, ca să vezi că de fapt aici stă geniu. Și aici stă geniu. Zeffirelli a chemat-o pe femeia de serviciu. Care? Și când s-a uitat, femeia de serviciu a fost date draperiile, da? Cortina a fost dată așa. Și când femeia de serviciu l-a văzut pe Robert Powell, cel care fusese destinat rolul lui Iuda, îmbrăcat în Isus, ce crezi că s-a întâmplat? I-a căzut mătura din mână. Și în momentul ăla Zeffirelli a zis, ăsta este Isus. Ăsta e. Și s-a întâmplat chestia. Și într-adevăr, când este cadrul ăla, când ridică capul așa și este prin planul ăla accentuat pe ochii lui, s-a terminat. Ăla este unul din cele... nu știu cum să zic, 3-5 cadre pe care industria cinematografică mondială nu le poate repeta sub nicio formă. Ăla, dansul lui Al Pacino în Parfum de femeie, dansul lui Anthony Quinn în Zorba, alea sunt niște scene, poate să cadă, să dispară lumea, dar alea rămân. Pentru că sunt pur și simplu de neegalat. Acolo este mâna lui Dumnezeu. Pe tăietura aia, pe scena aia. Punct. Da, e adevărat. E foarte adevărat ce spui și mă gândesc de fiecare dată, mă gândesc cu drag la un coleg de-al meu pe care l-am cunoscut la Shaguna. Cu el aveam un singur subiect de discuție. Filmele. Zorba Grecu. Ah,
Și de fiecare dată ne întâlneam în pauză, asta înainte de 89, ne întâlneam în pauză, ziceam, do you like the dolphins? Have you seen the monks? Have you seen the monks? What? Da. Da, sunt lucruri foarte tari pe care, sincer să fiu... și mai e o chestie. Zilele trecute intru în casă și o văd pe nevastă mea uitându-se la televizor fix. La ce te uiți? Și mă uit. La ce crezi că se uita? De Zorba Grecu. Nu. Ah! Ce film? Amadeus, al lui Miloș Forman. Nu Miloș Forman, nu. Cu toate că... Dumnezeu. Cu toate că îmi place să cred că eu sunt Amadeus. Ha, ha. Exact. Păi nu știu, la ce? Habar n-am. La Răscurcere de Vânturi. Ecranizarea da, aceea? Da, aceea. Aia cu negru. În care a fost transpusă în color, colorizată, iar când stă la final al lui Vivien Leigh, și am văzut-o și pe Olivia de Havilland și mi-a adus aminte multe lucruri și pe Clark al lui Gambler, și când văd ăla final cu acel asfințit roșiatic, pentru că acum mi-a dat, și copomul ăla acolo, și după aceea am zis, aoleo, știu că am folosit un pom similar când am făcut un videoclip în vara asta cu tata, despre tata. Și am zis, senzațional. Știu. Iubire, aș vrea să-i spun lui Mircea că îl prețuim foarte mult, îl iubim foarte tare, așa cum el a deschis ușa casei lui și noi. Da, știu. Mama nu făcea deserturi foarte multe. Iartă-mă. Ta-ra-ra-ra. Deci, dacă asta mai cântăm... Da. Mama nu făcea deserturi foarte multe. Nu se pricepea decât la cremă de zahăr ars și plăcintă cu mere. Și n-am apucat să o întreb de ce nu făcea deserturi. Dar încerc o explicație. Bunica mea a avut o cofetărie. Eu am crescut într-o cofetărie. Incredibil. Și... de aceea eu tresar de fiecare dată când am în față o amandină și o miros. Sau prăjitura excelent, care are pliurile alea cu unt și cacao și toate chestiunile alea mă duc înapoi într-o fracțiune de secundă în niște vremuri care nu se vor mai întoarce niciodată. Și acum ce faceți voi, tu, Andreea și toți cei care ați pus la cale povestea asta, este să mă duceți înapoi într-o bucătărie al unui bloc în Colentina la etajul 3, într-o bucătărie foarte mică, aici la tine este uriaș, o bucătărie foarte mică, și mama făcându-mi... Sper să aibă și gust. Cine a făcut-o? Eu. Așteptam întrebarea asta de la bun început. Eu am făcut asta, da? Cine? Am redeschis în Colentina la etajul 3. Am o nouă titulatură pentru tine. Te-am ascultat. Asta este un titlu de emisiune, nu? Am o surpriză pentru tine. Am o nouă titulatură pentru tine. Am o nouă titulatură pentru tine. Nu ți-am zis-o niciodată, dar acum ți-o spun. Mircea Radu, ești un vrăjitor. Deci ăsta ești tu. Deci nu numai că m-ai dus în bucătăria aia și am văzut amandina aia în față, dar tu cu puterea vorbelor tale poți să transpui. Nu mai trebuie teleportarea din Star Trek, te am pe tine cu niște cuvinte, ești mai puternic decât însăși teleportarea. Mi-e frică de tine, vrăjitorule, fugi de aici, Gandalf. Gandalf, tu ce ești? Ești un pericol pentru societate. Fii foarte atent. Stimați, nu vă uitați la Metropola TV, la noi românii, pentru că s-ar putea să fiți vrăjiți. Nu vă uitați, nu. Și o să trimit acum un sobor de preoți. Deci nu, cumva, nu care, nu să vă, nu, stați acolo.
stați acolo, uite, mai iau numai de-al... Auzi, îți dau numărul de telefon al soției mele? E de diabet. Asta a fost cea mai bună bandă. Ai nevoie de... Uite. Dar pentru că trebuie să existe ceva crunt în această emisiune, sunt întrebările. Pentru că în bucătărie ai nevoie de... Love, love, love. Prima întrebare. Dă-ne, te rog frumos, rețeta, și nu mă interesează că nu știi, improvizezi. Așa. Lui cremșnit cu foi alese. Fucking shit. Da, desigur. Sofia Hava fusese... Asta e fusese, rețeta. Fusese bucătar regal, asculta J.J. Cale. J.J. After Cale. Midnight. In the midnight, we're gonna hold on like that. Absolut. Cremșnit cu foi alese, sigur. E la pagina 136 din această carte. Următoarea întrebare. 136. Andreea Marin sau Mihaela Rădulescu? Andreea Marin, fără doar și poate. Am aruncat foaie cu întrebări? Nu. Nu mai am imediat. Nu, am. Da. Din dragoste sau pentru dragoste? Din dragoste. Volvo sau Mercedes? Volvo. Băi, nu crezi că ești prea sigur cu răspunsurile astea? Nu. Nu crezi că ești prea sigur? Știu eu. Piatra Neam sau București? București. Vatra Luminoasă sau Cotroceni? Vatra Luminoasă. Poți să-mi traduci în engleză Vatra Luminoasă? The light... stai puțin. The lightning... place where I was born. Bine. Bianca Drăgușanu sau Daniela Crudu? Bianca Drăgușanu, pe Daniela Crudu n-am cunoscut-o. Băi, frate, tu știi că eu nu știam că a fost în emisiunea Din Dragoste Bianca Drăgușanu. Da. Și după ce ea a devenit populară, după ce am văzut o secvență, iar secvențele astea, de genul ăsta... Mm-hmm. Înainte și după. Înainte și după sunt... Bun, și eu ce aș putea să răspund la chestia? Extraordinar. Mâncare vegană în Belgia sau mâncare românească în Bucovina? Horia mă sună. Ce faci, prietene? Zic, bine, sunt în Belgia. Unde mai precis în Belgia? Zic, în Ghent. Și? Nu vrei să ne întâlnim? Nu vii la mine la podcast? Păi, Horia, tu n-auzi că nu pot, că uite, sunt aici înainte de o filmare. Dar ce cauți acolo în Ghent? Păi zic, uite, vreau să filmez la un restaurant vegan. Se, dar ce cauți? Ce cauți acolo la vegan? Păi nu zic, mi-a făcut cineva o surpriză, cineva care nu mă cunoștea foarte bine. Asta a fost discuția între noi doi. Deci Bucovina. Deci Bucovina. Ce vedeam-o? Compact sau pasărea colibri? Compact. Să fii compact. Vocea României sau X-Factor? Unde ai fost tu, că ai fost și. Da. Atunci când erai acolo, mă uitam acolo. Când erai în partea altă, mă uitam în partea altă. Mulțumesc. Ce emisiune ți-ar fi plăcut să prezinți din toate formatele care s-au perindat pe la noi? În afară de Visuri la cheie. Cu asta m-ai încurcat. Deci formate care au fost la noi? Da. Nu, care sunt afară. Nu, care sunt la noi. Nu cred că există ceva. Bun, sigur, sunt emisii de pe care sunt convins că nu aș ști să le fac. De exemplu, n-aș putea să fiu jurat la Vocea României. Nu m-aș pricepe. Nu știu. Muzica are o rețetă pe cât de simplă, pe atât de complicată. Dar chestia e simplă. Dacă mie mi-a plăcut să te aud vorbind, dacă mie mi-a plăcut să te citesc. Nu sunt expert nici în romane, nu sunt expert nici în lucruri de genul ăsta, dar mi-a plăcut. Exact, dacă ție îți place o voce, a plăcut. E o întrebare la care m-aș fi gândit, să știi că nu găsești răspunsul foarte liber, lejer în țară, dar din străinătate. Există un format
pe care sunt convins că aș ști să-l fac. Și dacă s-ar face, ar ara tot prime time-ul de sâmbătă seara. Există un format care a fost încercat și a fost dat de gard pentru că din mai mulți factori. Acel format se numește Ce post aperte. Este un format făcut de Maria de Filippi, în care e destul de simplu. Un complice spune redacției, uite, am lângă mine un copil care în urma unui accident și-a pierdut un picior. Dar el îl iubește foarte mult pe Ronaldo. Și atunci redacția ce face? Caută pe Ronaldo? Ascultă-o puțin. Se duce cu un poștaș, sigur, pseudo-poștaș, este trimis de redacție. Se duce la casă la copilul ăla și spune, agitând o scrisoare, am o scrisoare pentru tine. Vrei să vii sâmbăta viitoare la noi în studio? Îți plătim noi tot. Iar nu ești numai tu în situația asta. Sunt mai mulți. Vrei să vii? Pur și simplu tu ai fost transat. Nu îi se spune de ce. Și atunci copilul ăla se duce acolo fără să știe ce. Între timp, redacția face ce face și îl cheamă pe Ronaldo. Și copilul îl întâlnește pe Ronaldo. Mi se face pielea de găină. Tu îți dai seama ce e acolo? Tu îți dai seama ce e emisia asta? Și când se întâmplă, pentru că emisia asta continuă să fie, are vreo 20 de ani, pentru că fac o paranteză, italienii sunt mai puțin, italieni fiind dumnezei în materie de divertisment, fiind dumnezei sunt mai puțin lacomi. Lacomi suntem noi oamenii. Da. Și noi facem, hai repede, hai mult, da, hai, da, hai. Da, da, da. Nu. Italianul face... Expresso. Face... Ristretto. Ristretto. Adică face doar un singur sezon pe an, nu sufocă telespectatorul. Te înțeleg. Înțelegi? Bun. Și face un singur sezon pe an de această emisie. Evident, când este această emisie, nu mai există ca la Sanremo. Ca atunci, pe 11 februarie 1964, când atunci, în jumătatea de oră, când au cântat John, Paul, George și Ringo la Ed Sullivan Show, nu s-au înregistrat spargeri, pentru că hoții ne uitau la Beatles. E, așa se întâmplă și în Italia, în timpul acestei emisii. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspuns, dar răspunsul tău mi-a dat o altă întrebare. Și vreau să-mi răspunzi la ea. Dacă s-ar face emisiunea aceasta în România, da, mâine, și dacă tu nu ai fi prezentatorul, ci cel invitat în platou, ce deștept ești, cine ai fi dorit să vină în platou ca să-ți facă cea mai mare bucurie? Pot să chem mai mulți oameni care se cunosc între Absolut. Ei. Pentru că cei pe care eu iubesc nu au cum să fie. Eu i-aș invita în platou pe toți oamenii care pe mine m-au ajutat să devin ce sunt. Aș chema-o pe Ileana Popovici, aș chema-o pe doamna Ileana Pop și le-aș îmbrățișa acolo și le-aș mulțumi foarte mult că fără ele eu probabil că eram și acum un inginer de instalații într-o antrepriză de construcții montaj. Frumos. Fotografiat de păsări în Delta Dunării sau răsărit pe Kilimanjaro? Trebuie să existe și un punct C. Sau noul prag al casei din București de peste câteva luni. Noul prag al casei... Cu toată familia. Da. Nu știu dacă o să fie peste câteva luni, dar va fi. Da, ăsta. Absolut da. Știam eu. Cartea junglei sau 101 dalmațieni? Cartea junglei. De ce?
Pentru că pentru ce? Că în Cartea Junglei există King Louie ăla care este absolut nebun. Există Bagheera care este foarte înțeleaptă. Există elefantul ăla care trăiește din amintiri. Există o tipologie acolo completă. M-ai omis pe mine. Ursul Balu, desigur. Mulțumesc. It's been a bare necessity, simple bare necessity. Forget about your worries and your stress. Forget about bare necessities of Mother Nature's recipes. So long the question for me, a chance for success. Whatever I want to do, whatever I'm sure. Man, good to be found it of my big home. The bees are buzzing in the tree. They make the honey just for me. The funny ends. Before the necessities of life will come to you. Will come to me. Will come to you. Will come to me. Will come to you. Ultima întrebare. Rețeta baghetelor. O, Dumnezeule. O, Dumnezeule. Aș vrea să mă ridic. Ia de aici. Dar tu ești nebun, mă. Fii aici. Deci, fii aici. Eu îți spun, tu trebuie să-mi spui numele lui. Da. Dar eu spun ce ai spus. Da. Le fac după metoda lui, a numele lui. Dacă nu l-ai reținut, înseamnă că tot ce ai spus e un fake, să știi. Stai, să învățații lumii ar trebui să reconsidere atunci când vorbesc de cele patru elemente care stau la baza creației. Aș fi spus prima dată John Paul, George și Ringo. Dar nu. Da, este... În locul lui... Da. John Paul, George și Ringo. Uite cine e. Băina, apa, drojdia și sarea. Da, așa se face. Cine a zis asta, mă? Nu, asta am zis-o eu. Metoda cui? A, metoda. Lui? A, nu vii la mine. Păi, dar nu... O metoda a unuia. Și care... ai trimis pe Google să citesc pe ăsta. Deci, da, ok. Trebuie să fie un tip, nu știu, un irlandez sau ceva, nu? Sau italian, sau da, francez. Nu. Sau nici nu contează. Da, sau nici nu mai contează. Auzi, asta e ca faza aia cu cartea. Băi, a scris o carte de bucate? Nu, băi, a scris o carte de texte. A scris o carte de povești. Așa și cu aia. Nu, tu te-ai dus după fentă, te-ai dus pe ăla, cum îl cheamă pe ăla, François de nu știu care. Ia să vedem. Băi, chiar există. Bă, ăsta chiar există. Ia să vedem. Dar ăla nu contează. Pe mine, mie mi-a plăcut faza aia, că elementele, cele patru elemente primordiale, că aș fi zis John, Paul, George și Ringo. Nu! Sunt drojdia, apa, sarea și făina. Asta, știi? Dar o să vă fac când veți veni tot familionul Brânciu, o să vă fac și niște baghete. Pregătește un drum la... Doamne și domnilor, pentru că am ciugulit și am pus botul. Am sorbit puțin din vinul domeniile Lecuza. Dați-mi voi să-i dau asta lui Mircea, un vin roșu inevitabil pe care să-l ducă acasă și să-l bea liniștit. Mulțumesc. Cu cine-i face lui plăcere? Mulțumesc. În seara asta am să-l beau. La 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 tonight. Exact. Da. Ăștia să ia, The Boys Gang, nu? Aia 5, nu? Exact. Dar știi că aia, acolo, în piesa aia, există un element, spun așa, din Penny Lane, a Beatles-ilor. La un moment dat în piesa aia, o trompetă, o ceva, care se regăsește în Penny Lane. Aș face o nedreptate. Da. Dacă nu am pune în practică... Poți să-l pui jos pe... Da, ok. Sul tiera. Paul d'Avignon. Sul etmon d'Avignon, eh? Oni dansă. Dragii mei, iată a venit soarele. Aceasta e o poezie... pe care o dedic lui Mircea. Pentru că astăzi a fost soarele, adică raze au fost pline de învățături, gânduri, emoție și
senzaționale amintiri. Fiate. Ușor. Asta îmi place să fac cu tine. Tu trebuie să povestești, nu să cânți ăstea. Fii atent. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years it's been here. Here comes the sun. Da, 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 da. Here comes the sun. And I say, it's all right. It's all right. Și ce ai uitat să spui este că această piesă Here Comes the Sun, creditată George Harrison, pentru că el a scris-o. El a scris-o în curtea foarte bunului său prieten Eric Clapton. Eric Clapton, cu soțiile. Cu soția. Cu soția. Cum e, mă, să fii îndrăgostit tu ca Eric Clapton de soția lui George Harrison? Dar cum e, mă, să fii tu muză și să se scrie pentru tine Here Comes the Sun, să se scrie pentru tine Leila, să se scrie pentru tine Wonderful Tonight? Cum e, mă? Da. Asta muză. Asta muză. Oh. Asta muză mă amuză. Here he comes. Au fost alături de noi astăzi generalii România, o companie cu o istorie de aproape 200 de ani în țara noastră și care aniversează anul acesta 30 de ani de la revenirea în România. Povestea lor începe în 1993, în același an în care debutam și eu la Robingo. Iar printre valorile generalii România vreau să enumăr încrederea, profesionalismul, empatia față de client și nu în ultimul rând, consultanța. Generalii nefiind doar un simplu furnizor de servicii de asigurare, ci și un partener pe viață. Le mulțumim frumos. Iar noi, în momentul de față, dragii mei, vreau să vă atrag atenția că fără doar și poate, avem aici în față un om care în fiecare an se redescoperă. Că e vorba de un roman, că e vorba de o melodie cu care m-am asigurat, că e vorba de un concert pe care o să-l fac și, inevitabil, i-am dat mâna, i-am strâns mâna, i-am jurat, am martori, nu pot să dau înapoi. Fie că e vorba de o invitație la Piatra Neamț. Tu știi unde am fost eu la Piatra Neamț și pe cine am vizitat și am îmbrățișat? Pe Draga. O, Draga de ea, da. Mm-hmm. Draga Olteanu Matei a jucat cu tata la 16 ani. Eu nu l-am crezut prima dată când a zis tata chestia asta, după ce mi-am dat seama că e adevărat. Și Draga mi-a spus lucrul ăsta cu atâta... practic știa mai bine decât mine ce s-a întâmplat cu tata. Și m-au uimit formidabil, pentru că eu nu îndrăzneam să zic, dom'le, ați fost niște amatori când erați la 15-16 ani, erați niște actori amatori. Dar am avut, când spun Draga, am da. O... Iar în momentul când tu mi-ai zis că te duci la Piatra Neamț și stai acolo, m-am gândit la Draga. Da, sigur. A fost o festivitate impresionantă de rămas bun de la Draga. Eram în Piatra și sicriul a fost pus chiar acolo în piață, lângă turnul lui Ștefan cel Mare, și oamenii au venit. Băi, și-am asistat la o chestiune pe care nu am văzut-o niciodată. Oamenii au venit, era piața plină, veneau, stăteau și pur și simplu priveau spre sicriu. Dar
nu se întâmpla nimic. Erau parcă țintuiți, parcă priveau un spectacol de teatru, dacă înțelegi, dacă nu-i prea mult ce spun acum. Dar era, măi, era o chestiune, adică lumea încremenită stătea 2, 3, 4, 5 minute după care pleca. Și mulțimea asta se alimenta așa încât piața rămânea, dar nu era zgomot acolo. Lumea nici măcar nu șușotea. Nu erau aplauzele alea, știi că da, se mai întâmplă. Era o chestiune uimitoare. Am trăit povestea asta. Da. Dragă de dragă. Uh-huh. Știi că asta e o chestie pe care împotriva căreia nu mai putem lupta și nu putem lupta, dar tot ceea ce putem noi face este să ne bucurăm de ce e în... Adică lucrurile astea ne spun că profitați și bucurați-vă de ce e lângă voi. Când, în urmă cu 8 ani de zile, eram la sala Palatului și cântam cu Nelu Ploieșteanu și cu George Alexandru, eu credeam că acel moment și prietenia noastră și relația noastră este pentru totdeauna. Imediat cu câteva luni, în decembrie, îi spun: George, pregătește anul viitor, face spectacole. Pe 2 ianuarie 2016... Țin de așa acum, am primit, vezi că a murit Jorjac. Peste câteva zile murea și tata. Da. Iar lucrurile astea te fac efectiv parcă să te bucuri de fiecare cremă de zahăr ars. Să știi că da. Să știi că, de fapt, pe măsură ce înaintezi în vârstă, îți dai seama că vorbele viața este o călătorie, păi nu sunt un clișeu, dar deloc nu sunt, ce puțin eu nu zic. Pentru că există etape, există stații, există intersecții, există tot felul de semne de circulație pe care atunci când ești tânăr, nu vrei să le iei, în serios, traversezi, fără să te uiți. Și totuși, după aia, te calmezi, drumul nu mai este atât de alert, pășești mai atent, de multe ori cu o mânuță în mâna ta, care mâna aia crește și la un moment dat pleacă din mâna ta copiii. Asta. Știi că, dacă mai ții tu minte, pe vremuri ia Simbad Marinaru. Mhm. Și acolo Simbad Marinaru se întâlnește cu un mare monstru. Și monstru îi spune: dacă reușești să ghicești această ghicitoare, atunci îți voi da drumul, te voi elibera, nu o să te mănânc sau mai știu ce se întâmplă. Și zilele trecute le-am spus-o copiilor. Copii, hai să vă spun-o. Cine este cel care dimineața umbră 4 labe, la prânz umbră 2 labe și seara umblă 3? Și ei s-au gândit, n-au înțeles analogia, metafora zilei cu cea a vieții, pentru că și am spus așa în neauș, s-au gândit la chestii, la pisică, câine, da, nu știu, aceea zis omul, care atunci când e mic se trește în 4 labe, care atunci când e matur merge în 2 și după aceea bastonul se adaugă picioarelor lui. Sigur. Iar... cred eu că cel mai important lucru este să găsești calea de a fi cât mai comunicativ. Uite, și asta, problema asta și o are și Marius. Copiii noștri trebuie să aibă o permanență, nu știu, o ușă deschisă din prima, by default, știi, vis-a-vis de noi, și trebuie să obișnuiesc să fac chestia asta, pentru că fiecare lucru, chiar și dragostea, poate fi obișnuință până la urmă, câteodată. Te îmbrățișez. De ce? Pentru că mi-e drag. Dar și tu mi-ai spus să te îmbrățișez. Eu n-am știut cum să manifest dragostea față de tine. Adică totul trebuie antrenat. Așa cum este și la noi în Academie, talentul se antrenează. Apropo, cu muzica e serioasă faza. Ești un tip muzical. Spectacolul tău, pentru că aici vreau să ajung, uită televiziunile și toate chestiile astea și întoarce-te la mine. Ritorna me, cum fiam de aici. În ginocchio ritorna. În genunchi mă întorc la tine, corect. Deci tu vii pe scenă, bună seara, sunt Mircea Radu. Everybody falls in love. Înțelegi?
Dar vă mai spun un lucru. M-am apucat chiar să fac niște gnocchi. Să aud toată lumea. Nu. La tine nu o să fie așa. No, ok. Toate femeile? Da. 100 de grame făină. Așa, ia. Ce-am zis? Ăsta este spectacolul viitorului. Tu ești mai complex decât noi, pentru că tu ai și chestia asta. Deci tu ai vorbă, muzicalitate, rețete. Păi, șefii dispar. Tu nu trebuie... Tu ești... Tu știi cum te cheamă pe tine? Nu știi. M-ai făcut în atâtea feluri... Mircea Radu Michelin. Michelin. 5 stele. Bine, unii a zice Michel, dar eu nu mă bag acolo. Michel Babel, sont des bons qui vont E ultima piesă pe care o cântăm astăzi. Yeah. Și îți mulțumesc foarte frumos pentru tot ce mi-ai spus astăzi. Dacă sunt nerăbdător, este să-ți văd toată familia și să ne întâlnim din nou. Ăsta e singurul lucru pe care îl simt acum. Cu mare drag și trebuie să spun un lucru. Nu m-am mai simțit atât de bine în fața camerei de foarte, foarte, foarte mult timp. Acum, bine, că ești tu și că te-am reîntâlnit după atâția ani. Dar știi cum sună asta? Asta? Nu m-am mai simțit așa răcit. Da, în fața sigur, camerei. Da, bineînțeles. Așa deci, de răcit e genial. Deci răceala ți-a dat o stare. Îmi strălucesc și ochii, pare că sunt inteligent, nu? Sau? De azi înainte, și că am spectacol, unde? În Miami. Când o să răcesc, că vin la voi. Băi, ești... Deci, băi, Mircea Radu e atât de tare, fii atent, încât și răceala îl face mai strălucitor. Dă-te de aici numai. Strânge, și aici, în regie, aici. Strânge pe ochi, strânge cadru, strânge. Aaaa, pe asta, mă, asta, dai... Asta, mă, trebuie. Asta, mă, băi! Come on, hai. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta. Pentru mine tine n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nu nici multe motive ca să iubesc. Refren, atenție! Orice vi se aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Mi-e de ajuns dar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Au fost azi alături de noi Marius. În spate acolo zâmbind stă fiimea cea mare, Andreea, mereu plină de surprize culinare. De lângă perna ta, da. Aici lângă mine este viitorul vostru. Îmi place tu așa cum ești. Poster din muzică. Sunt curios cum va suna albumul. Știu, băi! Doamne și domnilor, un album cu gust. Oh, Doamne! Încep tu. Mie-mi place orice zi. Adică ce zi? Care mi-ar putea zâmbi Dimineața lângă perna ta. Ai auzit, Raluca? Te sărutăm? Da. Îmi place tu așa cum ești. Când mă cer și când mă ierci, speranța
ne vei schimba. Pentru ultima dată refrenul. Orice vise aș avea, să cânt o bladi-blada. Cer albastru, eu și tu. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Mulțumesc tuturor! A fost Mircea! Minunați, minunați! Tu ești Mircea? Da, împărate, ia-ți halatul pe la spate, știi, nu? Să-ți iau halatul pe la spate, nu știi? Nu știu. Băi... Nu, eu știu, mi-a zis o tată când era mic. Deci mi-a zis, dă-ți sucală la o parte. Nu, mă, era. Cu meșterul Mitico Popescu. Filmam cu el la o scenă, la sistemul nervos al lui Mircea Daneliuc. Și era o scenă noaptea undeva în... Spitalul Universitar. Și eu eram îmbrăcat într-un halat de la... De doctor. De halat, da. Și el stătea în lift și țineam degetul pe butonul ăla să stea, că veneam. Așa. La fuma. Și eu zic, așteptați-mă și eu. Și intru, dă drumul la lift și în lift zice, tu ești Mircea? Și eu zic, da, împărat. Ia-ți halatul pe la spate. Pentru că stăteam cu halatul și prindea ușile. Halatul prindea ușile. Ia-ți halatul pe la spate. Să scrie frumos. Oh, Doamne, cel mai talentat! 2023. O să